Bună ziua tuturor, onorată asistență, îmi permiteți să declar deschisă ședința Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Prezint audienței dumneavoastră o informație succintă despre organizarea ședinței Comisiei de Susținere Publică privind evaluarea tezei de doctor în data de 15 septembrie anul 2023 la ora 14. Titlul tezei, socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional grădiniță-familie. Prezentată de studenta doctorantă Birtok Andrașciuc Vasilica, matriculată în anul 2018 în cadrul școlii doctorale științe ale educației a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, la specialitatea 531-01, teorie generală a educației, având în calitate de conducător științific doamna doctor habilitat, conferințiară universitar Antu Cideanu. Teza urmează a fi evaluată în comisie de doctorat în componența aprobată prin ordinul numărul 149 de la 2 mai 2023. Ordinul, o să dau citire ordinului cu privire la aprobarea comisiei de evaluare și susținere a tezei de doctorat. Aproba componența Comisiei de Evaluare și Susținere Publică a tezei de doctor a doamnei Andrașciuc Vasilica cu titlul Socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional grădiniță-familie, specialitate 531-01, teorie generală a educației, conducător științific, Antu Cideanu, doctor habilitat, conferințiar universitar în următoare componențe. Coșocaru Victoria, subsemnată, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, președinte. Antu Cideanu, doctor habilitat, conferințiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, conducător științific. Panco Vasile, doctor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, referent oficial. Mulțumim domnul Panco pentru că ați acceptat, fiind un specialist valoros în acest domeniu. Sacaliuc Mina, doctor conferențiar universitar, Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, referent oficial. Doamna Sacaliuc are o activitate vastă, publicații în domeniu și este un specialist de valoare în Republica Moldova. Doamna Mâță Liliana, salut prezența dumneavoastră, nu vă văd, doamna Mâță, mă auziți, probabil că... Da, mă aud, bună ziua! Da, bună ziua! Deci vă mulțumim pentru că ați acceptat a fi membru referent oficial a comisiei noastre, doctor conferențiar Universitatea din Bacău, Vasile Alexandrei, România. Mulțumesc, bună ziua! Bună ziua! Măslițchi Valentina, doctor conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, referent oficial, la fel este specialist în domeniu, are publicații care sunt stipulate în performanțele membrilor comisiei. Vă mulțumesc. Mai departe, conform procedurii, voi prezenta o informație succintă despre pretendenta, despre competențele profesionale a membrilor Comisiei de Susținere Publică deja am menționat și ele sunt stipulate în acele publicații care vor fi validate de către ANACEL. Succint voi prezenta o informație despre pretendenta, despre doctorandă. Așa. Vasilica Birtok Andrașciuc a îndeplinit programul de studii de doctorat în perioada 2018-2022, conducător științific Diana Antoci, pretendentă la titlul de doctorat, a acumulat 140 de credite din activitățile proiectate în planul de studii în cadrul programului bazat pe studii avansate de cercetare ale programului individual de cercetare. A publicat 21 de lucrări științifice la tematica tezei. Doamna a studii doctorat, profilul pedagogiei generală, specialitate teorie generală a educației 2018-2022, 2020-2022 studii de masterat, consiliere școlar și asistență psihopedagogică, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultate de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca. 2015-2017 studii de licență, Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, specializarea pedagogiei învățământului primar și preșcolar, Universitatea la fel din Cluj și Liceul Pedagogic Taras Șevcenco, Seghetu Marmație. Activitatea profesională, profesor învățământ preșcolar la Liceul Tehnologic Filip Pașcu, da? Din Maramureș, până în prezent profesor învățământ preșcolar Școala Gimnazială Budești, Maramureș.
La fel aș vrea să ne informez a respectat, deci informația despre respectarea procedurilor interne de susținere a tezei, ofer așa, deci a prezentat dosarul, dacă aveți întrebări la ceea ce a prezentat eu poftim, dacă nu, deci nu vă dă mâini ridicate, deci nu doriți să mă întrebați, se oferă cuvântul doctorandului. Deci, parcursul a 20 de minute, dumneavoastră prezentați rezultatele cercetării dumneavoastră. Succes! Pe problematica mediului preșcolar, pe stabilirea cadrului teoretic al socializării preșcolarilor. În
contextul parteneriatului educațional, elaborarea modelului teoretic al socializării, elaborarea modelului structural al parteneriatului educațional și elaborarea mecanismului funcțional de interconexiuni interne ale parteneriatului educațional. Determinarea legității asigurării eficienței socializării preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional și conceptualizarea modelului pedagogic prin cele trei programe formative. De asemenea, am dat următoarele alte definiții pentru termenul și conceptul de socializare și parteneriat educațional pe care o să le prezint imediat. Rezultatele care au fost obținute și au contribuit la soluționarea problemei științifice constau în conceptualizarea modelului pedagogic SPP, fapt care a contribuit la progresul socializării preșcolarilor în vederea răspunderii nevoii adaptării sociale. Semnificația teoretică a cercetării rezidă în reconceptualizarea științifică a termenului de socializare și a parteneriatului educațional, interpretarea științifică a funcționalității legității socializării preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional, fundamentarea teoretică a modelului pedagogic și descrierea oportunităților strategice de stimulare a parteneriatului educațional pentru socializare, formularea indicatorilor, descriptorilor și valorilor parteneriatului educațional, precum și fundamentarea teoretică a proiectului strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor. Valoarea aplicativă a cercetării se profilează din elaborarea și validarea instrumentelor de evaluare a socializării prin fișa de observare a socializării preșcolarilor, dar și a parteneriatului prin chestionarul de evaluare a parteneriatului educațional 5CE. Implementarea și validarea experimentală a modelului pedagogic SPPE prin elaborarea celor trei programe formative și elaborarea recomandărilor pentru cadrele didactice care lucrează în instituțiile de educație timpurie. Realizarea obiectivelor se poate regăsi în cuprinsul capitolelor prezentei cercetări, respectiv capitolul 1, 2 și 3 și concluziile generale. Pentru realizarea obiectivului 1 putem observa că în capitolul 1 s-au determinat fundamentele pedagogice și psihologice ale socializării preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional, unde s-a analizat legătura dintre socializare și educație, s-au delimitat conceptele socializării din perspectivă pedagogică, psihologică și sociologică, precum și mecanismele și condițiile socializării personalității, dar și teoriile care stau la baza dezvoltării copilului. Analiza acestei literaturi de specialitate ne-a determinat să elaborăm următoarea definiție pentru conceptul de socializare. Proces dinamic integru, orientat spre adaptarea subiectului la schimbările și solicitările societății contemporane, prin cooperarea actanților educaționale axat pe dezvoltarea afectivității, a cunoștințelor, a complianței la reguli, a comunicării, relaționării sociale și a comportamentului prosocial. Obiectivul 2 este reflectat în capitolul 2 și anume stabilirea reperelor conceptuale și metodologice ale parteneriatului educațional grădiniță-familie pentru socializarea preșcolarilor, unde am analizat pozițiile științifice și dimensiunile teoretice ale parteneriatului educațional de savanții care s-au preocupat de această tematică. S-a elaborat și validat fișa de observare a socializării preșcolarilor și a chestionarului de evaluare a parteneriatului 5CE. De asemenea, în urma analizei științifice teoretice, am dat următoarea definiție pentru conceptul de parteneriat educațional. Acesta reprezintă un demers educațional care, prin comunicare, conformitate, creativitate, coeziune, coerență și eficiență, asigură socializarea, cooperarea partenerilor în soluționarea unei probleme de interes comun și creează o stare de siguranță și confort. În figura 1 și figura 2 se poate observa modelul structural al parteneriatului educațional elaborat cu mecanismul funcțional de interconexiuni interne a parteneriatului educațional cu cele 6 componente, alături de manifestările lor emotive, emoțiile, comportamentul și cognițiile. De asemenea, modelul teoretic al socializării și modelul funcțional al parteneriatului educațional ne-a determinat să
elaborăm de legitate asigurării eficienței socializării preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional. Studiile științifice analizate în partea teoretică a lucrării, problema, scopul și obiectivele cercetării noastre ne-au determinat să elaborăm modelul pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional grădiniță-familie, prezentată în figura 5 pe slide-ul dat. Acesta cuprinde fundamentarea teoretică, epistemologică, cu principiile aferente, principiul individualizării, principiul învățării situaționale, principiul prin colaborare și principiul învățării prin descoperire. Toate acestea reieșind din mediul educațional formal, informal și non-formal, în cadrul unui parteneriat educațional grădiniță-familie, prin care s-a elaborat legitatea asigurării eficienței socializării preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional, prin proiectul strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor, cu cele trei programe formative pentru cadre didactice din învățământul preșcolar, pentru preșcolari și pentru părinții acestora, care au cuprins diverse activități specifice tematice abordate și diverse forme de organizare, de cooperare. Toate aceste activități ale programelor formative ne-au condus spre progresul socializării preșcolarilor și implicit la dezvoltarea socializării și anume a comportamentului prosocial, a cunoștințelor, a relaționării sociale, a comunicării, a emoțiilor și a complianței la reguli. Obiectivul 3, 4 și 5 se regăsește în capitolul 3, unde designul cercetării experimentare constă în etapa de constatare, etapa de formare și etapa de control. Obiectivul 3, evaluarea nivelului de socializare a preșcolarilor în cadrul parteneriatului educațional, este analizată în detaliu la paginile 95-117, în care s-au utilizat două grupuri de eșantion, eșantionul grupului experimental și de control cu preșcolarii și părinții acestora, 124 și cadrele didactice care lucrează la grupă. În tabelul 2 se regăsește repartiția subiectelor pentru nivelul de socializare a preșcolarilor în baza fișei de observare a socializării preșcolarilor, unde se poate constata că mare parte dintre subiecți se plasează la un nivel scăzut de socializare, atât subiecții din grupul experimental, cât și subiecții din grupul de control. În baza aplicării SCSP și SCS, adică screeningul competențelor sociale, forma pentru părinți și forma pentru educatori, de asemenea se poate observa că predomină codul roșu atât la subiecții din grupul experimental cât și la subiecții din grupul de control. Asta înseamnă că acele competențe sociale care au fost evaluate sunt slab dezvoltate. Pentru a observa nivelul parteneriatului educațional am aplicat chestionarul 5C atât pentru părinți cât și pentru cadre didactice, unde de asemenea predomină nivelul scăzut de parteneriat educațional în urma analizei datelor. Conform tabelului 5, putem observa că există elemente care corelează între componentele structurale ale parteneriatului educațional amintit anterior și dimensiunile screeningului competențelor sociale în etapa de constatare. Obiectivul 4 se regăsește reflectat în capitolul 3, cum am spus, și anume elaborarea și validarea metodologiei de cercetare a socializării preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional s-a realizat prin proiectul strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor cu mic, cu mare spre socializare prin cele trei programe formative pentru cadre didactice, preșcolari și părinți. Aceste programe au avut diverse forme de organizare, de exemplu la programul formativ pentru cadre didactice, diverse forme de organizare le puteți regăsi pe slide, masă rotundă, seminare, lectorate și nu numai. Programul formativ pentru preșcolari a cuprins activități didactice integrate, activități liber alese, activități de dezvoltare personală și nu numai. Programul formativ pentru părinți, de asemenea, a avut diverse forme de organizare care să faciliteze socializarea preșcolarilor copiilor lor. Obiectivul 5, validarea modelului pedagogic de socializare a preșcolarului prin valorificarea parteneriatului educațional, le-am obținut prin rezultatele pe care le-am analizat în etapa de control. Astfel, în tabelul 6 și tabelul 7 se regăsesc nivelele obținute la socializare în urma fișei de observare a socializării preșcolarilor,
dar și pe dimensiunile socializării, și anume dimensiunea cognitiv-comportamentală, dimensiunea afectiv-volitivă și dimensiunea comunicativ-socială, unde se poate constata că pentru subiecții din grupul experimental predomină nivelul înalt al socializării, iar la subiecții din grupul de control nivelul scăzut predomină. Rezultatele finale la screeningul competențelor sociale părinți și educatori din etapa de control se regăsește în graficul figura 7, unde predomină codul verde la subiecții din grupul experimental, ceea ce înseamnă că acele competențe care au fost evaluate sunt bine dezvoltate și consolidate, iar la subiecții din grupul ex de control predomină codul roșu, înseamnă că acele competențe sociale evaluate sunt slab dezvoltate. În figura 8 și figura 9 putem să observăm nivelul parteneriatului educațional conform chestionarului 5CE, atât la părinți cât și la cadrele didactice, în etapa de control, unde predomină de asemenea la grupul experimental nivelul ridicat, iar la subiecții grupului de control nivelul scăzut. De asemenea, conform aplicării SCSP în etapa de control și constatare, am analizat datele care ne permite să constatăm faptul că se remarcă o dinamică generală pozitivă față de rezultatele din etapa de constatare la subiecții din grupul experimental. Detaliat, rezultatele sunt prezentate la paginile 143-147 în lucrare și, de asemenea, în anexa 13. Indicii parteneriatului educațional, de asemenea, din grupele experimentale și de control în fazele de constatare și control, ne determină să observăm faptul că la grupul experimental sunt valorile mult mai crescute față de subiecții din grupul de control în etapa de control. Pentru validarea eficacității proiectului strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor cu cele trei programe formative elaborate în baza modelului pedagogic SPP, am aplicat testul T-Student, unde se poate constata că între toate variabilele parteneriatului educațional au fost obținute diferențe semnificative prezentate în tabelul 11, precum și pentru socializare, datele sunt prezentate în tabelul 12. Pentru obiectivul 6, elaborarea concluziilor generale și recomandărilor, se regăsesc că analiza opiniilor științifice ne-au determinat să evaluăm din perspectiva paradigmelor cognitivistă, umanistă, psihanalitică, structuralistă a conceptelor de socializare și parteneriatul educațional, care explică din aceste perspective ansamblul conținuturilor structurale ale socializării și a parteneriatului educațional. Ok. Contradicțiile ne-au determinat să conceptualizăm socializarea și parteneriatul educațional. De asemenea, fundamentele teoretico-științifice ne-au determinat să identificăm conținuturile structurale ale socializării și al parteneriatului educațional. Elaborarea și validarea instrumentelor de evaluare a socializării, de asemenea, au contribuit la validarea experimentală a conținuturilor structurale ale socializării. Abordările teoretice și sinteza rezultatelor cercetării experimentale ne-a determinat să conceptualizăm modelul teoretic al socializării și modelul funcțional al parteneriatului educațional și să determinăm legitimitatea de asigurare a eficienței socializării preșcolarilor prin parteneriatul educațional. În urma realizării studiului experimental, modelul pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional ne-a determinat să validăm modelul pedagogic. Asta ne demonstrează faptul că problema științifică importantă soluționată constă în determinarea fundamentelor teoretice și metodologice ale dezvoltării socializării preșcolarilor prin parteneriatul educațional grădiniță-familie, prin integrarea teoriilor pedagogice și psihologice în elaborarea și implementarea în practică a modelului pedagogic SPP. Astfel, acest fapt a contribuit la eficientizarea pregătirii profesionale a pedagogilor. Ca recomandări, putem specifica faptul că
Valorificarea metodologiei de dezvoltare a socializării preșcolarilor prin parteneriatul educațional grădiniță-familie în activitatea profesională și în eliberarea lucrărilor metodice, ghiduri metodice cu implementarea lor în cadrul instituțiilor de educație timpurie, aplicarea conținuturilor programului formativ în instituțiile de educație timpurie pentru dezvoltarea parteneriatului educațional cu familia, cu precădere în educația formală, non-formală și informală, valorizarea modelului pedagogic SPP în activitatea specialiștilor din domeniu, fapt care a conduce la eficientizarea socializării copiilor din perspectiva unui parteneriat rezonabil în area abordărilor actuale, aplicarea chestionarului 5CE pentru monitorizarea progresului socializării și a parteneriatului educațional în instituțiile de educație timpurie și în învățământul general. Formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea parteneriatului educațional în vederea eficientizării socializării copiilor din instituțiile de învățământ general. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim pentru o prezentare succintă, v-ați încadrat pe timp. Vă rog să ocupați loc aici și vă rog referențe oficiale întrebări. Faptul că educația și socializarea sunt considerate ca procese progresive și cumulative, ceea ce vă determinați să constatați că ele sunt interdependente. Vă mulțumesc mult pentru întrebare, stimată doamnă. Da, procesul de socializare se produce prin educație. Procesul de educație, de asemenea, se produce prin socializare. Astfel, cu cât procesul de educație este mai larg, cu atât procesul de socializare este de asemenea mai larg și invers. Ori, socializarea este o dezvoltare, ceea ce permite dezvoltarea comportamentelor prosociale, a dezvoltării relaționării sociale, prin intermediul educației formale, informale, non-formale, desigur, și a normelor ambianței socioculturale. Ori toate acestea se realizează prin educație, adică în momentul în care preșcolarul este educat din perspectiva respectării normelor deontologice și a respectării conduitelor comportamentelor prosociale, implicit își dezvoltă și socializare. Practic, ele se întrepătrund și au o relație așa bilaterală de interconexiune. Mulțumesc. Și totuși, ce e mai larg? Educația sau socializarea? Desigur că ambele concepte sunt vaste și au importanța lor. Socializarea din această perspectivă educațională este implicit dezvoltată prin intermediul acestei educație. Și educația, da, se, educația se, se realizează în interconexiunea și direct implicit cu prin socializare. Educația în tot parcursul vieții. Așteptați doamna Săcălă și dumneavoastră. Da, eu sunt satisfăcută de răspunsul dumneavoastră. Desigur că ați dat răspuns concret cum trebuie să căpătăm noi, ca să fim satisfăcți. Și acumulat competență de cercetător. A răspuns corect la întrebare. Dar eu mai am o întrebare. Deci, numiți factorii de risc blocanți pe care v-ați străduit să-i minimalizați pentru a eficientiza socializarea preșcolarilor. Numiți-i numai. Factorii blocanți. Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Dar ne-am focusat în a diminua comportamentele neadecvate pentru a dezvolta socializarea, lucrând la factorii biologici care puțin pot fi prelucrat și modificat comportamentul, factorul cognitiv al preșcolarilor și factorii interpersonali, unde
bineînțeles, preșcolarul intră în contact cu familia, cu grădinița și cadrele didactice și atunci, implicit prin mediul în care acesta conlucrează și trăiește și se dezvoltă, contribuie foarte mult la dezvoltarea lui socială, nu doar el ca subiect. Da. Desigur, ei se integrează la exact. Noi vorbim despre integrarea copiilor. Exact, și ca să se adapteze ușor în societate, pentru el e de folos atât prezența efectivă a familiei, care ar trebui să conștientizeze nivelul la care ar trebui să fie un preșcolar și să țină cont de particularitățile vârstei preșcolare, de asemenea și cadre didactice să susțină preșcolarul în activitățile instructive educative realizate la grupă. Și dacă legați cu parteneriatul... Și părinții, efectiv, cu cadre didactice, cu prin implicarea... Primești socializare. Prin colaborarea familiei preșcolarului cu grădinița și cadrele didactice. În cazul dat, nu, că încă nu frecventează grădinița. Dar de acum îl socializați. Sau aveți un factor blocant care nu îi dați posibilitatea să socializeze. Propriului copil vă întreabă. Încă nu frecventează grădinița. Exact, aici, da, dar, atunci, dacă l-ați dus la susține, de acum e o socializare. Mă strădui, da, să extind mediul, pentru că și urmează să fie socializat. Eu consider că eu de acum, dacă pășit pragul Universității Ion Creangă, de acum încep o viitoare studentă doctorandă. Mulțumesc! De întrebări, doamna doctor confidențial Lina Săcăliuc, întrebări foarte legate de viață. Da, și doctoranda a răspuns foarte bine. Poftim, domn profesor, se pregătește doamna Liliana Mâță, deci așa pe rând toți. Da. Ce componente ale socializării preșcolarului dumneavoastră ați măsurat? Și de ce aceste componente? Vă mulțumesc frumos, stimați domnule profesor, pentru o întrebare. Socializarea am evaluat-o în baza fișe de observare a socializării preșcolarilor și prin screeningul competențelor sociale forma pentru părinți și educatoare. În cadrul fișei de observare a socializării am evidențiat cele trei componente ale socializării comunicativ, social, afectiv, volitivă și cognitiv comportamentală cu 6 dimensiuni și anume afectivitatea, emoțiile, cunoștințele, comportamentele, comportamentul prosocial, relațiile relațiile sociale și complianța la reguli. Cred că am greșit aici, numai o secundă. Am vrut să zic relaționarea socială. Da, mă scuzați. Acum eu vă întorc ce este fost întrebare. Și totuși, într-adevăr, care fenomen este mai larg? Procesul socializării sau procesul educației? Asta a spus. E clar, vreau să dați acolo mulțime de viziuni, care sunt tabel, sub aspect pedagogic, sub aspect psihologic, sub aspect vedințe socializare și sociologic. Desigur că socializarea se realizează prin educație, dar socializarea se poate realiza și în alte contexte mai puțin formale, să le numesc, sau educaționale, dacă zic corect. Bine, aceasta e și terminat să scriu următoarea teză. Da, o să fie un subiect. Când formulăm o definiție, noi putem să formulăm o definiție printr-o definiție globală mai mică sau printr-o definiție mai mare. Educația este un proces orientat. Următorul moment. Că de ce dumneavoastră ați măsurat și socializarea copiilor și procesul de parteneriat?
Am evaluat socializarea prin prisma socializarea copii. Da. Așa. Pe ce mai trebuie să... Pentru că... Să măsurați. Să măsurați. E un foarte mare asupra. Pentru că socializarea se poate dezvolta, se poate optimiza printr-un parteneriat educațional grădiniță-familie, astfel încât preșcolarul intră în contact atât cu familia, cât și cu grădinița. Și atunci, dacă se află în aceste medii... Dacă nu, dar mai am niște întrebări, da, nici o problemă, domnul profesor, da. Optim, puneți. Da. El este provocătoare, dar vedeți că doctoranda se iscrivește. Nu, eu asta și esență. Da. Să văd în ce măsuri însă competente, ce măsuri însă într-adevăr a realizat și a pus la așa ceva, că nu-s date luate din pot, într-adevăr, îs obținut din fază un experiment frumos, eu spun chiar foarte frumos. Mulțumesc. Dar dumneavoastră acolo în model și scrieți licitate, da? Parteneriatul? Așa. Așa. De ce licitatea nu găsește locul în criteriile conceptuale sau epistemologice? Da, vă înțeleg. Licitatea a fost elaborată în baza studiilor științifice analizate și cercetate în partea teoretică a lucrării, dar ea, cumva, am determinat-o în urma datelor experimentale obținute în etapa inițială, în etapa de constatare a experimentului nostru din cercetare. Și acolo am, în cadrul modelului, am prezentat aici este un cursal de asta. Un curs mare de asta. Da. Păi, este valoarea, da. Eu vă pun întrebări discrea. Deci, așa, bun. Ca, într-adevăr, să toți se convingă și cei care vor privi, într-adevăr, să se convingă că a fost o teză bună, este discutabilă, și ai partea pe toți discuții, potrivit. Da, eu vă mulțumesc. Așa, ce e procedura? Pe noastră ați formulat, formulați, vă rog, obiectul de cercetare. Obiectul de cercetare. Da, și de ce obiect cercetare aproape identic cu tema? Da, obiectul cercetării este procesul de socializare a preșcolarilor prin proiectarea și la realizarea eficientă a parteneriatului educațional grădiniță-familie, iar titlul, să nu credeți că acum ar fi vreo, socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional grădiniță-familie. Ori, obiectul cercetării, din cât am citit și am studiat eu, ar supus aceste investigații, poate fi modificat, adică poate să servească ca bază de asigurare a metodologiei de cercetări științifice, a pedagogice. Asta în primul capitol. Așa. Analizați socializarea sub aspect pedagogic, da. Care ești tabelul și așa, într-adevăr, faci o analiză frumoasă. Mulțumesc! Se vede că posedați și de copii. Din punct de vedere pedagogic, din punct de vedere sociologic, din punct de vedere psihologic. Așa. Așa? Da. Păi, cum poate să fie, deci, obiect și cercetare mai gust decât aceste tratări a socializării, sub aspect pedagogic, sub aspect psihologic, sub aspect sociologic. Că tu strânești primul capitol, conține idei teorie și o analiză frumoasă, mai largă decât obiectul de cercetare. Mai largă. Da, dar obiectul cercetării, de fapt, este procesul. Dar de fapt nu se cere acum obiectul cercetării, dar pentru ca să fie mai ușor pentru doctoranții, deja în metodologia nouă, în procedură, dar pentru ca pentru ei să fie mai clar. De fapt, ăsta este procesul. Dar nu-i greșeală, dar nu-i greșeală, dar este spus în aparatul categorial. Vă mulțumim, domnul profesor, și oferim cuvântul doamnei Mâța Liliana, doctor conferențiar universitar, Universitatea Vasile Alexandrii, Bacău, România. Poftim!
Da, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Sper că mă auziți, da? Da, vă auzim foarte bine. Da, voi da citire referatului. Vă mulțumesc foarte mult. Deci întrebări acum. Întrebări acum. Da, am înțeles. Da, am înțeles. O rog pe doamna candidată să evidențieze instrumentele de cercetare utilizate, mai ales cele care sunt validate. Sigur, vă mulțumesc, doamna profesor, pentru întrebare. Instrumentele validate ne interesează foarte mult. Da, da, vă mulțumesc. Sigur, vă mulțumesc frumos. Instrumentele pe care le-am utilizat în prezenta cercetare sunt următoarele. Fișa de observare a socializării preșcolarilor, screening-ul competențelor sociale, forma pentru părinți și forma pentru cadrele didactice pentru preșcolari de 4-5 ani, respectiv 5-6-7 ani, chestionarul de evaluare a parteneriatului 5CE, precum și chestionarul de identificare a implicării părinților în educația copilului. Dintre toate aceste instrumente utilizate în cercetare, cele validate științific sunt majoritatea dintre ele. Astfel, fișa de evaluare a socializării preșcolarilor și chestionarul de evaluare a parteneriatului educațional 5E a fost validat în cadrul cercetării noastre pe populația noastră, plus screeningul competențelor sociale, forma pentru părinți și forma pentru educatori, este licențiat și este validat de către domnul profesor Mircea Miclea de la Universitatea Cluj-Napoca în cadrul Cognitromului. Da, vă mulțumim. Doamna, vă mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări, vă mulțumesc. Nu mai aveți întrebări. Poftim, doamna, mulțumim și doamna doctor conferințial al Valentina Mustiț. Mulțumesc, doamna președinte. Stimată doamnă candidată la obținerea titlului științific de doctor, vă rog să precizați care au fost condițiile, contextele relevante care au asigurat respectarea unuia din principiile ce au facilitat progresul socializării copiilor de vârstă preșcolară. Este suficient să exemplificați în baza unuia din cele patru principii nominalizate de dumneavoastră, implicit în modelul pedagogic. Mulțumesc! Mulțumesc frumos pentru întrebare, stimată doamnă profesor. Cu fericire! Conferențiar universitar. Mulțumesc! Bineînțeles că toate principiile pe care le-am utilizat în cercetare îmi sunt dragi, ca să zic așa, și mi-este greu să aleg unul pe moment, dar o să fac referire la procesul, la principiul învățării prin descoperire și aș putea să specific faptul că pentru a respecta acest principiu în cadrul activităților desfășurate la grupă am ținut cont de condiții precum spațiul în care se desfășoară activitățile instructive educative și aici mă refer la faptul că să fie un spațiu securizant în care preșcolarii să nu se simtă în pericol și să poată să-și desfășoare curiozitatea în spațiul respectiv. De asemenea, locul aș putea să specific că este unul foarte important, mai ales că ei sunt foarte dornici de a descoperi în natură, în activitățile de tip outdoor, ca să zic așa, unde ei au direct contact cu obiectul, cu fenomenul, cu materialele din natură. Desigur că toate acestea se pot realiza și într-un colectiv al grupei, dar dacă locul de desfășurare se realizează practic în specific temei abordate, atunci curiozitatea lor și interesul și observațiile realizate sunt mult mai practice. Și de asemenea climatul, mă gândesc că este una dintre condițiile care ar putea asigura o condiție a învățării prin descoperire, prin faptul că în momentul în care preșcolarul se simte într-o stare de confort, într-o stare de bine, relaxant, atunci și procesul de învățare devine mult mai eficient în cadrul activităților. Da. Și desigur, pregătirea materialelor didactice care sunt
de neînlocuit la activitățile instructive educative din grupă, să fie cât mai practice, cât mai uzuale și cât mai apropiate de viața reală. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim și în acest context am și eu o întrebare. Să explicați corelația dintre principiile corelate în modelul pedagogic de socializare preșcolară prin valorificarea parteneriatului educațional, grădiniță, familie. Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare, stimată doamnă președinte. Principiile care au fost utilizate în cadrul cercetării sunt principiul individualizării, a învățării prin descoperire, a învățare prin colaborare și principiul prin descoperire. Toate aceste principii au o relație bilaterală prin faptul că, de exemplu, în cadrul activităților desfășurate este necesar să se țină cont de particularitățile individuale de vârstă ale preșcolarilor, care vizează procesul de organizare a unor activități. Ori, aceste activități se realizează în cadrul anumitor situații. Ori, aceste situații de învățare se regăsesc în principiul învățării situaționale, în corelație cu respectarea particularităților specifice de vârste individuale a preșcolarilor, ori există așa o interrelație între aceste principii. De asemenea, dacă implicăm familia sau lucrăm în grupuri pe echipe, deja preșcolarii cooperează și atunci intervine principiul de colaborare. Iar în momentul în care preșcolarii în cadrul acestor situații de învățare, atât individual cât și în perechi sau pe grupe, în momentul în care sunt doar ghidați spre a învăța un anumit conținut, o anumită tematică, ei descoperă singur, practic, anumite caracteristici însușiri ale tematicii abordate, ei efectiv, acolo apare principiul prin descoperire. Și astfel ei cumva interrelaționează toate aceste aspecte și sunt într-o intercorelație între ele. Mulțumesc pentru răspuns și mai am o întrebare. Să precizați cum poate fi implementat. Deci orice cercetare trebuie să aibă neapărat să fie diseminat, să aibă transfer inovațional în activitatea instituțiilor preșcolare. Iată, precizați cum poate fi implementat modelul pedagogic, care este o valoare a dumneavoastră, care ați realizat o cercetare respectivă. Modelul pedagogic de socializare, deci realizat în prezentă teză, în mod practic, într-o instituție preșcolară. Vă mulțumesc tare frumos pentru întrebare. Da, modelul pedagogic SPP din prezenta cercetare poate să fie implementat de către cadre didactice din instituțiile de educație timpurie, în special dacă acestea se aplică prin intermediul acelui proiect strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor cu cele trei programe formative ale cadrelor didactice a părinților și a preșcolarilor. Ori, desigur că modelul pedagogic SPP constituie o schemă generală la care proiectul strategic de valorificare a parteneriatului... Dar deci dumneavoastră propuneți prin proiect. Da. Într-un proiect. Dar în afară de proiect mai sunt și alte activități. Cu siguranță. Sunt consiliile profesorale, pot fi cercurile metodice, cercurile pedagogice la nivel local, dar și la nivel județean, mai larg, în care se pot este clar. Așa, mulțumesc pentru răspuns și mai am o întrebare. Să descriți etapele ciclului de viață, dacă ați vorbit despre acest proiect strategic. Iată, de unde porniți și unde doriți să ajungeți? Care este ciclul de viață sau un proiect într-o instituție preșcolară? Ce sunt de cercetarea dumneavoastră? Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Un proiect începe de fiecare dată cu partea de identificare a problemei, cu elaborarea proiectului, implementarea acestuia și evaluarea. Desigur că la identificarea problemei se constată nevoile, necesitățile care se doresc a fi rezolvate și ideile de la care s-ar putea porni soluționarea problemei evidențiate. În cadrul
elaborării proiectului, se discută scopul, obiectivele proiectului, resursele care, de care trebuie să dispună, materiale financiare, umane, care sunt beneficiari direct, indirect, care sunt punctele forte, punctele slabe, oportunitățile acestui proiect, care sunt formele de colaborare, cine poate să fie echipa de proiect de implementare, care va implementa și modalitățile de mediatizare. Mulțumesc pentru răspuns. Genere, ați răspuns foarte bine la toate întrebările, ați demonstrat că v-ați format competență de cercetător, ce este îmbucurător. Deja că v-ați prezentat foarte bine. Acum o să ofer cuvânt conducătorului științei pentru a se expune privind materialele cercetării, prestația, competențele doctorandului, maxim 20 de minute. Dar trebuie și doctorandul cu care am lucrat pe parcursul acestei perioade a fost o doctorandă, aș spune eu, de excelență. Aș dori că și ceilalți conducători științifici să se bucure de așa calități pe care posedă Vasilica Bertoc Andrașciuc. Și, în special, aș spune de perseverența, responsabilitatea, competențe profesionale pe care le posedă și, evident, și mai multe calități umane care a manifestat, inclusiv prin lucrarea care a fost elaborată. Și, în calitate de conducător științific, apreciez că teza și rezumatele în limba engleză și în limba română au fost elaborate în conformitate cu exigențele regulamentelor în vigoare. Teza de doctorat de în știința de educație, socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional Grădinița Familiei, elaborată de Vasilica Bertoc Andrașciuc, derivă din constatările realizate către autoare a faptului că studiul socializării preșcolarilor în contextul noilor provocări societale nu a constituit până la moment obiectul unui cercetări pe de o parte și a sesizării necesității identificării unui model pedagogic de eficientizare a socializării preșcolarilor prin asigurarea parteneriatului educațional, Grădinița Familia, în scopul asigurării procesului de dezvoltare armonioasă a personalității pe de altă parte. Teza prezentată prezintă un text științific ce corespunde totalmente specialității științifice 531.01, teorie generală a educației. Cu referire la noutatea și originalitatea tezei de doctorat, aș vrea să spun că demersul științific dezvoltat în teza de doctorat s-a desfășurat în baza evaluării situaționale actuale și consolidării eforturilor pentru analiză și definirea conceptelor de socializare și a parteneriatului educațional pentru examinarea structurii, mecanismelor și condițiilor specifice socializării personalității. Evidențierea particularităților socializării copiilor de vârstă preșcolară și a parteneriatului educațional desfășurat în cadrul instituțiilor de învățământ, de educație temporie. Autoarea tezei de doctorat a urmat o abordare tradițională și bine fundamentată din punct de vedere științific la proiectarea cercetării teoretică experimentale. Teza de doctorat în știința educației realizată de Vasilica Bertoc Andrașciuc atrage
inițial prin variabilele cercetate, care, spun așa, până la moment nu au fost totuși de plin studiate și în special din perspectiva a parteneriatului educațional. Categoriile și vârsta subiectelor experimentale implicați în investigație, în special aș vrea să atrag atenție la numărul de subiecți care constituie 254 de subiecți în totalitate, printre care 124 au fost preșcolare și 124 de părinți și pe care de noi cunoaște că activitate și cu acest contingent, spunem, de părinți și de copii, anume de această specifică acestei vârste, este foarte dificil. Și au fost incluse și cadre didactice din aceste instituții de învățământ. Totodată aș vrea să valorific și instrumentarul diagnostic care a fost utilizat și cel care a fost elaborat, deja a fost menționat. Și aici aș scoate în evidență fișa de observare a socializării preșcolarilor, care a fost validat conform cerințelor și totodată pentru diagnosticarea a socializării a fost utilizat screening-ul competențelor sociale. Pentru studiul parteneriatului educațional a fost elaborat și validat chestionarul de evaluare a parteneriatului educațional, numit din noi chestionarul 5CE, care la fel a fost validat conform rigorilor din domeniul psihologiei. Totodată, o valoare a tezei constituie și modelul pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional cu dinința familie, în special dacă vorbim despre faptul că acesta s-a axat pe modelul teoretic al socializării, la fel care a fost elucidat în baza studiului teoretic de către autoare. La fel, acest model pedagogic s-a axat și pe modelul structural al parteneriatului educațional, care scoate în evidență aceste componente pe trei dimensiuni menționate de autoare. Totodată, este important de menționat că modelul pedagogic SPPE, numit așa prescurtat, a fost implementat în baza proiectului strategic de valorificare parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor. Acesta cuprinde la rândul său programul formativ specific pentru cadrele didactice, pentru părinți și pentru preșcolari. În baza analizei realizate asupra conținuturilor expuse în teză, consider că teza socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional cu dinința familie la acest la calificativul de noutate și originalitate a tezei poate fi apreciat cu calificativul excelent. Cu referire la suportul metodologic al lucrării, aș spune că teza de doctorat reflectă elementele esențiale menționate în cuprins, fiind în concordanță cu scopul, obiectivele și fundamentarea teoretico-metodologică a cercetării. Examinarea situației din domeniul de studiu, atât la nivel național cât și internațional și prezentarea unor argumente bine articulate, au fundamentat poziția și relevanța cercetării realizate de autoare. Aparatul categorial expus în introducerea lucrării corespunde recorilor impuse de o teză de doctorat și servește drept teză de justificare pentru logica și structura cercetării. Conform obiectivelor formulate, eficientizarea socializării preșcolarilor prin asigurarea parteneriatului educațional prezintă sarcina principală a lucrării. Din perspectiva teoriei pe
că autoarea prezintă clarificări terminologice ale conceptelor operaționale ale cercetării, socializare, educație, parteneriat, parteneriat educațional, și evocă și interpretează concepțiile, teoriile și abordările corespectoare din domeniul pedagogiei, sociologiei, psihologiei, așa cum și-a menționat domnul profesor Panicon, privind conținuturile structurale ale socializării și parteneriatului educațional, caracteristicile definitorii ale parteneriatului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar, particularitățile reprezentative ale socializării copiilor de vârstă preșcolară, identifică cele mai semnificative și relevante conținuturi ale politicilor educaționale privind importanța și necesitatea socializării copiilor, inclusiv și în perioada contemporană, investigând prin intermediul experimentului pedagogic, specificul socializării preșcolarilor și particularitățile organizării și desfășurării parteneriatului educațional. Sunt nominalizate și descrise metodele utilizate în cercetarea teoretico-experimentală a tezei. Rezultatele studiului teoretic au creat premise pentru identificarea componentelor structurale ale socializării și parteneriatului educațional. Datele vizate au condus la elucidarea și formularea unor indicatori și descriptori ai socializării și parteneriatului educațional, care și au stat la baza elaborării acestor instrumente de investigație și, prin urmare, o apreciere deosebită merită descrierea detaliată a instrumentelor de diagnosticare care au fost elaborate și validate. Concepția și rezultatele experimentului pedagogic rezultă din complexitatea variabilelor studiate, eșantionul de subiecte experimentale și metodologia valorificată în cercetare la etapă de constatare. Autoarea, în forma exhaustivă, prezintă date concludente privind nivelul de manifestare a socializării preșcolarilor din perspectiva cadrelor didactice și a părinților. Calitatea și transparența descrierii datelor experimentale, abordarea analitică a datelor obținute, a permis identificarea vulnerabilităților existente în vederea evaluării socializării și a parteneriatului educațional și stabilirii corelațiilor între componentele structurale ale variabilelor cercetate. Analiză strategiei de realizare a obiectivelor în baza suportului metodologic aplicat permite de a aprecia teza dată la criteriul suportului metodologic al lucrării cu calificativul excelent. Relevanța științifică a rezultatelor ar putea fi descrisă. Nu, asta pe urmă să, deci mi-a spus decizia care o aveți, dar acești serii de calificativ, noi o să discutăm mai bine. Deja separat. Da, separat, da. Bine. Deci, cu referire la acesta, aș spune că unul din obiectivele de bază urmărite în lucrare constă în evaluarea nivelului de socializare a preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional. Pe acest segment al cercetării, autoarea tezei reușește să analizeze rezultatele obținute și să determine particularitățile socializării preșcolarilor, copiilor de vârstă preșcolară, să evalueze experiențele de parteneriat educațional, să estimeze corelațiile dintre componentele structurale ale variabililor de socializare și parteneriat educațional. Este binevenită evaluarea analitico-sintetică a rezultatelor studiilor realizate la fiecare etapă. O autoarea în urma experimentului de constatare a evidențiat rezultatele valorice și a formulat concluziile cu privire la nivelul de socializare preșcolarilor. Și a evidențiat că anume un anumit număr, o mare parte de subiecți prezintă nivelul scăzut de socializare și
a constatat datele scăzute. Deci acestea sunt relevante și din perspectiva proiectării politicilor sociale, educaționale și a intervențiilor multidisciplinare și sunt expuse în concluziile atât la fiecare parte, compartimentul a tezei, cât și în concluziile generale. Deci studiul efectuat este valoric, în special prin faptul că este valorificat modelul pedagogic de plin în partea formativă, în experimentul formativ al lucrării. O atenție deosebită atrag componentele care au fost evidențiate prin intermediul modelului conceptual al socializării și aici au fost evidențiate acestea șase componente și șase componente din modelul teoretic al parteneriatului educațional care corelează între ele și acestea au constituit baza pentru elaborarea și a proiectului strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor cu mic, cu mare spre socializare, care a cuprins programele formative, cum eu deja am menționat, pentru cadre didactice, părinți și copii. Astfel, programele formative elaborate au vizat un sistem de principii, procedurii și tehnici pedagogice care au urmărit eficientizarea socializării prin dimensiunile cognitiv-comportamentale, afectiv-politive și comunicativ-sociale, cu încadrarea celor șase componente, cum ar fi comunicarea, relaționarea socială, comportamentul prosocial, cunoștințele, emoțiile și confianța la reguli, dezvoltate în contextele parteneriatului educațional, grădinița familie, optimizate prin componentele structurale evidențiate, comunicarea, conformitatea, creativitatea, coerența, coeziunea și eficiența. Da? Deci, și a fost abordat individualizat pentru părinți, cadre didactice, copii implicați în activități. Este important de menționat că anexele tezei de doctor conțin date experimentale, instrumente aplicate și elaborate, descriere detaliată a activităților programelor formative elaborate în baza modelului pedagogic SPPE, constituind astfel o sursă inedită de inspirație pentru cadre didactice, psihologi, specialiști în domeniul pedagogiei, psihologiei, studenți, părinții și așa mai departe. Totodată sunt prezentate și rezultatele obținute în urma aplicării a instrumentelor statistice care confirmă semnificația datelor obținute. Redactarea tezei și conținutul tehnic ar putea fi exprimat prin faptul că teza de doctorat este elaborată în conformitate cu cerințele regulamentelor în domeniu. Textul tezei este redactat într-un limbaj de specialitate corect, ideile fiind exprimate clar și corect. Dovezele textului sunt completate cu tabelele, care sunt 41 la număr și 44 la număr, care conțin informații valoroase și permit sistematizarea datelor și generalizarea viziunilor asupra studiului realizat. Totodată, un număr de surse bibliografice împunător utilizat sunt elaborate conform regulilor solicitate de actele normative în vigoare. Cu referire la respectarea eticii și deontologiei profesionale, aș menționa că rezultatele studiilor sunt originale. Evoluția cercetării de la analiza și sinteza holistică a datelor teoretice cu definirea originală a conceptelor fundamentale din cadrul cercetării prin evidențierea componentelor structurale până la realizarea investigației experimentale,
cu autorul a valorificat modelul conceptual al socializării, modelul structural al parteneriatului educațional prin aspecte metodologice corespunzătoare. Și evident că merită apreciat modelul pedagogic CBPE. Principiile etice și deontologice sunt respectate, în teză sunt efectuate conform rigorilor citerile lucrărilor din domeniu. Contribuția personală a autoarei în realizarea tezei de doctorat este specificată. Deci lucrarea nu conține elemente care ar provoca suspiciuni de fraudă. Cu referire la publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice, aici aș spune că rezultatele cercetării sunt prezentate, sunt publicate în 21 de lucrări, inclusiv două articole în reviste de bază de date care sunt acceptate de către ANACEC și patru articole în reviste de Registrul Național al Revistelor de Profil, incluse în lista bazelor de date acceptate 15 articole în lucrările conferințelor științifice, atât la nivel național cât și cel internațional. Deci, în contextul celor menționat, în baza analizei și evaluării conținutului tezei de doctorat, ar fi sugestiile posibil după, da, doamnă președintă? Da, deci dumneavoastră propuneți la sfârșit pentru a se, deci îndeplini condiții necesare pentru conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației. Deci, cele relatate, dumneavoastră considerați că ea merită să se conferi titlul științific de doctor în științe ale educației. Da, deci autoarea tezei Vasilica Bertoca Andrașiuc merită conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației la specialitate 531.01, teorie generală a educației. Și aici, ca tare, mai am încă o, așa spun, o sugestie, dacă eu pot să o spun, sau asta este pe urmă, după toate. Da, o sugestie, depinde, eu nu știu ce vreți. Privind calificativul? Sau nu, calificativul, o sugestie, la conținutul lucrării, eu deja am spus și menționez încă o dată, eu consider că aceste date ar trebui să fie exprimate printr-o monografie, nu, da, care ar fi utilă, atât la nivelul în Republica Moldova, cât și în România. Da, deci în cazul dat, noi o să fiecare o să-i propun pentru instituții preșcolare ar fi metodologia. Fiindcă monografie, de fapt, nu se ia în considerare atât pentru, dar metodologie. Iar partea practică, dumneavoastră, o publicați pentru ca să o utilizeze în instituțiile preșcolare. Dar n-ar strica și capitolul teoretic, fiindcă e puțină literatură. Păi da, dar ar fi și, deci și capitolul teoretic. Fac în felul următor mulți. Teoria o publică parte, care poate fi utilizată și metodologia parte, și are două publicații. Eu mă gândesc că ea are material și pentru monografie și pentru metodologie. Da, vă mulțumim, doamna. Atunci, deci, conducătorul științific, că acum, după conform procedurii, au parvenit avizii la rezumatul tezei de doamna Maria Magdalena Stan, conferințiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea Politehnică București. Au mai parvenit aviz la rezumat de Țâva Aurelia, Universitatea de Stat Aleco Rusu din Bălți. Deci, în ambele avize nu sunt obiecții, propuneri, sugestii. Au mai Lilia Balțar, doctor conferințiar universitar în state pedagogice de stat în Întreagă din Chișinău. Următorul aviz este de parvenit de la Maia Șefciuc, doctor profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Și aveți două avize în limba engleză. Unul este din Cracovia. Nu știu dacă o știți. Pedagogică. De, universitatea dumneavoastră pedagogică. Deci, dumneavoastră, puteți comentați că eu nu cunosc limba engleză și nu știți corect. Da, deci unul din avize este de la Universitatea Pedagogică din Cracovia. Este scrisă de Cătărjina Iagielska.
Și ea, la fel, nu are nicio propunere și apreciază teza ca fiind foarte importantă și binevenită în perioada dată. Și un alt aviz a parvenit de la Svetlana Kuzikova din Ucraina, doctor habilitat, profesor universitar de la Universitatea Pedagogică de Stat din Sumă, care la fel apreciază lucrarea la nivel înalt și vine cu propunerea de a conferi pretendentei titlul de doctor în științe ale educației. Da. Vă mulțumim, deci dumneavoastră mulțumim să referiți. Vă așezați în gândire și la fiecare, după fiecare referent, vă sculați și mulțumiți. Deci, la referențe respective, la rezumat, nu au fost sugestii propuneri. Și dumneavoastră, public, mulțumiți tuturor celor care v-au trimis aceste referințe la rezumatul dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru realizarea acestor avize în acest demers de analiză a temei de cercetare și exprimare. Și vă mulțumim pentru a vă exprima acordul de conferire a titlului de doctor în științe ale educației. Vă așezați aici ca să nu stați cu spatele. Conform procedurii, ofer cuvânt referențelor pentru prezentarea referatelor de analiză și acordarea întrebărilor. Deja la întrebări doctoranda a răspuns, dar când vine de întrebare, rămâneți. Deci după cum doriți dumneavoastră sau după ce vă dorește. Îi oferim cuvântul doamnei domnului conferențiar, este oasă de jos. Domnul Bancoi, primul acolo, dumneavoastră. Nu neapărat, deci nu neapărat. Ia uite, deci toți suntem referenți, da? Da, toți suntem referenți, poftim. Doamna doctor conferențiar Nina Săcăluc, îi mulțumim totodată pentru prezență, pentru întrebări foarte interesante. De la provocatoare, de la Moldovei. Da. A Moldovei. Mulțumim, doamna Săcăluc. Da. Stimată președinte a Comisiei de Susținere Publică Tezei de Doctorat, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică Tezei de Doctorat, eu, clar lucru că nu sunt prima dată la Universitatea din Ion Creangă din Chișinău, dar astăzi și eu am emoții, să nu credeți că așa pur și simplu. Permiteți-mi să dau citire referinței la teza de doctor în științe ale educației, socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional Grădiniți Familie, autor de tocă, Andrașiu Vasilica, câte minute îmi dați? Sau cât am da, cât aveți, da, da. Deci, de atât am trebuit că să nu fie prea 20 de minute. Desigur că socializarea personalității copiilor preșcolare este un obiectiv strategic al societății contemporane și unul din obiectivele generale învățământului, care implică formarea unui sistem de cunoștințe complexe despre normele și valorile sociale, despre comportamentul și atitudinile umane. Pentru ca preșcolarii să se integreze eficient în societate, ei în primul rând au nevoie să dispună de o anumită educație, de dezvoltarea competențelor și comportamentelor la un nivel ridicat. Necesitatea implementării schimbărilor în învățământul preșcolar este reclamată de orientare spre dezvoltarea unui sistem educațional formativ, funcțional și democratic. Cercetările în vederea socializării copilului la etapa actuală se află sub influența unui macro și micromediu social contemporan și orientate spre direcția optimizării raportului dintre familie și societate. Socializarea preșcolarilor rezultă din conținutul documentelor de politici ale educației, relevante pentru dezvoltarea sistemului educațional pe plan național și internațional. Și după cum astăzi noi am auzit și din comunicarea doamnei doctorande, desigur că avem foarte multe documente, eu nu le numesc, fiindcă au fost numite. Deci vreau să menționez faptul că teza este structurată reușit, are ținută științifică, doamna Bertoc Andrașiuc Vasilica formulează corect aparatul categorial al tezei, descrie situația în domeniul cercetării,
identifică problema de cercetare, scopul, obiectivele, ipoteza cercetării, noutatea și originalitatea, etc. Ne vom opri în continuare la analiza structurală și de conținut al tezei științifice. În capitolul 1, fundamente pedagogice și psihologice ale socializării preșcolarilor, autoarea descrie profund conceptele de socializare ce i-au preocupat pe savanți din perspectiva pedagogică, psihologică, sociologică. Clar și convingător analizează legătura dintre socializare și educație, teoriile care stau la baza dezvoltării copilului. De asemenea, studiind literatura științifică și analizând definițiile referitor la conceptele fundamentale de socializare, autoarea vine cu noi sensuri în conceptualizarea termenilor fundamentale pentru studiul realizat și prezentat în lucrare. Prin abordarea conceptului de socializare și în rezultatul analizei și identificării a mai multor confruntări de opinii ale cercetătorilor expuse cu privire la conceptele studiate și analizate în literatura științifică și prin prisma experienței acumulate în activitatea profesională, autoarea constată prezența unor contradicții care au generat problema cercetării, și anume, care sunt repetele pedagogice teoretico-aplicative ale socializării preșcolarilor prin asigurarea funcționalității procesului de organizare și realizare a parteneratului educațional grădiniți-familie. Apreciem pozitiv modul în care doamna Birtoc Andrașiu-Vasilica descrie mecanismele și condițiile socializării personalității specifice copiilor de vârstă preșcolară. În concluzie, autoarea este ferm convinsă că specificul socializării preșcolarilor este un proces deschis în permanență schimbare, care necesită din partea cadrelor didactice și a familiei respectarea unor principii, valori, condiții în acțiune de dezvoltare, organizate, adaptate a demersului educațional la situații pedagogice concrete, pentru a asigura reușită și eficiența dezvoltării socializării copiilor de vârstă preșcolară. În capitolul 2, repere conceptuale și metodologice ale parteneriatului educațional grădiniți-familie, autoarea analizează dimensiunile teoretice ale parteneriatului educațional, descrise în literatură de specialitate de savanții preocupați de problema respectivă, conținuturile din perspectiva structurii elementelor. Profund se face o analiză cercetărilor științifice, unde se examinează blocajele care pot să apară între parteneri în cadrul parteneriatului educațional. Clar și convingător, se descrie de către investigatoare metodologia evaluării socializării și a parteneriatului educațional, a modelului pedagogic, modul educațional formal, informal, non-formal de dezvoltare copilului de vârstă preșcolară. Prezintă interes activitățile din cadrul programelor formative ale cadrelor didactice preșcolarilor, părinților, incluse în proiectul strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor, cu denumirea cu mic, cu mare spre socializare, care conduc spre finalizare și anume asigurarea progresului socializării preșcolarilor prin parteneriatul educațional grădiniți-familie. În acest capitol, capitolul 2, se descrie reușit de către autoare modelul structural al parteneriatului educațional și mecanismul funcțional de interconexiune interne a parteneriatului educațional, modelul conceptual de socializare prin care s-a determinat legitimitatea asigurării eficienței socializării preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional. Conform analizei datelor din literatura științifică și a interpretărilor acestora din perspectiva problematicii abordate în cercetare, autoarea constată relevanța includerii în structura parteneriatului a următoarelor componente, care astăzi le-am auzit de mai multe ori: comunicare, conformitate, creativitate, coerență, coeziune, eficiență. De asemenea, chestionarul 5
ce e, anume a fost orientat la evaluare componentelor parteneriatului educațional grădiniți-familie. Prezintă interes de asemenea și modelul teoretic al socializării, unde socializarea este prezentată prin conținut și procesualitate, în baza tot a unor componente care ele astăzi le-am auzit și care eu le-am indicat în referință. Cognitiv-comportamental, afectiv-volitivă și comunicativ-social. Figura 3 în lucrare este. Astfel, interrelaționarea componentelor socializării și a parteneriatului educațional a concurat sinergic la favoarea optimizării socializării preșcolarilor, ceea ce am văzut în figurile respective. Și în capitolul 3, subcint, care sună, adică el e dezvăluit pe larg, dar eu aici am selectat ceea ce poate este destul de important pentru astăzi. Studiul experimental al socializării preșcolarilor în contextul valorificării parteneriatului educațional grădiniți-familie. Aici, investigatoarea descrie designul experimentului pedagogic, formulează scopul și obiectivele dimersului experimental pentru etapele de constatare, de formare, de control și instrumente de cercetare utilizate. Din punct de vedere științific, este determinată logica cercetării. Clar și convingător, investigătoarea descrie rezultatele obținute la etapa de constatare, de formare, de control, fiind prezentate prin comparație, unde se descrie procesul de eficientizare a socializării preșcolare. În acest capitol, investigătoarea descrie reușit elaborarea și implementarea proiectului strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor cu denumirea Cu mic, cu mare spre succes, care cuprinde program formativ pentru cadre didactice, cu denumirea Împreună pentru un viitor mai sociabil, program formativ pentru părinți, Împreună explorăm și socializăm, și program formativ pentru preșcolari, copilărie, prietenie, empatie. Cât de frumos sună! Copilărie, prietenie, empatie. Metodologia aplicată în experiment s-a dovedit a fi eficientă. Aceste considerente fundamentează validarea modelului pedagogic în vederea răspunderii nevoii de adaptare și integrare în mediul social a copiilor de vârstă preșcolară, de implicarea părinților în procesul educațional și de socializarea preșcolarilor, de stimularea cadrului didactic și pentru realizarea parteneriatului educațional eficient. Condițiile și mecanismul pedagogic luate în calcul și urmate în cadrul experimentului formativ au asigurat succesul de eficientizare procesului de socializare a preșcolarilor prin parteneriat educațional grădiniți-familie. Scopul experimentului de control a fost profund și convingător descris de către investigatoare, orientat la estimarea eficacității modelului pedagogic de eficientizare a procesului de socializare preșcolarilor prin parteneriatul educațional. Sunt clar formulate și analizate obiectivele etapei respective, orientate la diagnosticarea nivelului final de deținere a dezvoltării socializării preșcolarilor și analizei interpretării datelor experimentului de constatare și de control. În concluzie, autoarea este ferm convinsă că structura activităților educaționale în cadrul proiectului de parteneriat grădiniță-familie se poate caracteriza prin flexibilitate și deschidere specială spre creativitate și inovație. Studiul realizat în lucrare deschide noi perspective pentru investigații practice ulterioare cu privire la identificarea noilor conținuturi structurale ale socializării, elaborarea instrumentelor pentru evaluarea socializării realizată prin intermediul parteneriatului educațional, impactul socializării eficiente în preșcolaritate asupra motivației și orientării de perspectivă a subiecților. Concluziile generale și recomandările sunt formulate jos.
autoară indicând rezultatele științifice de cercetare care au fost expuse în corelație cu scopul și obiectivele preconizate și explorate experimental. Expunerea convingătoare a rezultatelor investigației este prezentată în 41 de tabele, 44 figuri, aranjate corect în punctele științific, 13 anexe. Sursele bibliografice de notodocumentare aprofundată în domeniu, prin cele 206 de titluri ale autorilor în limbile română, rusă, engleză. Teza de doctorat propusă pentru studiile prezintă o lucrare științifică finisată, integră, originală, ce se caracterizează prin noutate, valoare teoretică și aplicativă. Corespunde cerințelor Ana Cec, iar autoarea Pertoca Andrașiuc Vasilica merită conferirea gradului științific de doctor în știință de educație la specialitatea 531-01 Teorie Generală a Educației. Mulțumesc pentru atenție. Da, și noi vă mulțumim pentru referință, doamna conferențiară Nina Săcăliuc. Vă mulțumesc foarte frumos, doamna conferențiară universitară, doctor, pentru întreg suportul emoțional și profesional acordat de toată durata acestor ani de studii și pentru resursele dumneavoastră științifice care m-au sprijinit foarte mult în realizarea lucrării. Au fost materiale foarte valoroase pentru care vă mulțumesc frumos. Da. Ofer cuvântul doamnei Mâța Liliana, doctor conferențiar universitar, Universitatea Bacău, din România. Poftim, doamna doctor. Da, vă mulțumesc. Voi da citire referatului. Cât mai succint, în continuare vă voi prezenta apreciările și concluziile referitoare la cercetarea întreprinsă pentru obținerea unor soluții originale pentru îmbunătățirea abilităților sociale la vârsta preșcolară, pe baza valorificării parteneriatului educațional între grădiniță și familie. Lucrarea se distinge prin identificarea bazelor teoretico-praxiologice, precum și prin elaborarea și validarea modelului pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional între grădiniță-familie. Lucrarea cuprinde atât o parte teoretică, combinarea fundamentelor pedagogice și psihologice ale socializării preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional, dar și o parte metodologică de investigare a modului de obținere a progreselor la nivelul socializării preșcolarilor în contextul acestui parteneriat. Remarcă noutatea lucrării prin conceptualizarea modelului structural al parteneriatului educațional sub aspect teoretic. Iar, din perspectivă metodologică, elementele inovative sunt reprezentate de un studiu experimental care are la bază socializarea preșcolarilor în contextul valorificării parteneriatului educațional dintre grădiniță și familie. Prin urmare, originalitatea lucrării reiese atât din punctul de elaborare teoretic, precum și din demersul aplicativ. Analiza sistematică a studiilor a evidențiat insuficiența fundamentelor pedagogice și psihologice de conceptualizare, proiectare, organizare și realizarea socializării prin valorificarea parteneriatului educațional, și s-a constatat de asemenea nivelul scăzut al pregătirii profesionale a cadrului didactice pentru socializarea preșcolarilor din perspectiva acestui parteneriat, dar și prevederile documentelor de politici privind formarea inițială și continuă a cadrului didactice. Odată ce au fost stabilite aceste aspecte problematice, se configurează necesitatea investigării temei legate de socializarea preșcolarilor. Teza este formată din trei capitole distincte, care configurează demersul teoretico-metodologic principal. Partea introductivă integrează cele mai relevante aspecte referitoare la actualitatea și importanța problemei de cercetare, descrierea situației în momentul cercetării și identificarea problemei de cercetare. De asemenea, se precizează scopul și obiectivele cercetării, ipoteza, metodologia cercetării științifice, elementele de noutate și originalitate din punct de vedere științific, rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării și, de asemenea, prezentarea structurii lucrării. Primul capitol este intitulat Fundamente pedagogice și psihologice ale socializării preșcolarilor și integrează reperele teoretice de bază ale lucrării. În primul subcapitol este definit conceptul de socializare din perspectivă pedagogică, psihologică și sociologică. Educația și socializarea sunt considerate ca procese progresive și cumulative, ceea ce conduce la constatarea faptului că ele sunt interdependente.
Mecanismele și condițiile socializării personalității sunt abordate în cel de-al doilea subcapitol. Un alt aspect important este scris în subcapitolul al treilea cu privire la specificul socializării copiilor de vârstă preșcolară. Prin urmare, vârsta preșcolară este o perioadă indicată pentru dezvoltarea și optimizarea competențelor sociale esențiale, pentru funcționarea și adaptarea la viața adultă. De asemenea, aș dori să constat aici faptul că s-a menționat în lucrare că se formează destul de greu competențele sociale la această vârstă și termenul este destul de complex, da, pentru specificul vârstei, de aceea putem să utilizăm mai degrabă abilități sociale. În urma analizei abordărilor recente, este oferit o definiție proprie a socializării, așa cum a menționat și candidata în prezentare, este un proces dinamic, integru, orientat spre adaptarea subiectului la schimburile și solicitările societății contemporane, prin cooperarea actanților educaționali, axată pe dezvoltarea afectivității, conștiințelor, complianței la reguli, comunicării, relațiunii sociale, comportamentului prosocial. Cel de-al doilea capitol, repere conceptuale și metodologice ale parteneriatului educației din familie, are la bază aspectele teoretice și metodologice referitoare la organizarea și desfășurarea parteneriatului. Regăsim în primul subcapitol dimensiunile teoretico-aplicative pentru interpretarea parteneriatului educațional. În acest capitol sunt sistematizate principalele abordări științifice în conceptualizarea parteneriatului. În urma acestei analize a fost elaborat un ciclu al parteneriatului educațional. Este oferită o nouă viziune asupra parteneriatului, care reprezintă un demers educațional, care prin comunicare, conformitate, creativitate, coeziune, coerență și eficiență, asigură socializarea și cooperarea partenerilor pentru soluționarea unei probleme de interes comun și creează state de siguranță și confort. Cel de-al doilea subcapitol integrează aspectele metodologice ale valorii socializării și a parteneriatului educațional. Este descris modul de elaborare a chestionarului pentru măsurarea comportamentelor, emoțiilor, cogniților, ca manifestări ale comportamentelor parteneriatului educațional, credință, familie. De asemenea, a fost demarată cercetarea pilot printr-o procedură de validare a instrumentului pentru evaluarea parteneriatului educațional dintre credință și familie. Iar în cadrul cercetării, socializarea este prezentată prin conținut și procesualitate prin trei dimensiuni, cognitiv-comportamentală, afectiv-politică și comunicativ-socială. Am remarcat aceste trei dimensiuni și în elaborarea fișei de observare, care are la bază cele trei dimensiuni și indicatori în concret de observare a caracteristicilor comportamentale la vârsta preșcolară. Pe baza acestor lucruri a fost inițiată cercetarea pilot pentru realizarea procedurii de validare a fișei de observare a socializării preșcolarilor, care permite evaluarea nivelului de socializare a copiilor de vârstă preșcolară. În cadrul celui de-al treilea subcapitol este elaborat modelul pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului. Sunt delimitate mai multe elemente componente ale modelului pedagogic SPPE, cum ar fi fundamentale epistemologică, principiile care stau la baza modelului, mediul familial, mediul sociocultural, mediul educațional, formal, informal, non-formal, parteneriatul educațional, grădiniță, familie, proiectul strategic de valorificare a parteneriatului pentru socializarea preșcolarilor. În cadrul capitolului al treilea, cu titlul studiu experimental al socializării preșcolarilor în contextul valorificării parteneriatului educațional de grădiniță familie, este construit întreg designul experimental. Se remarcă multitudinea de instrumente de cercetare utilizate în cadrul etapei de constatare. Toate aceste instrumente au fost menționate și de candidată. Remarcăm faptul că ele sunt validate din punct de vedere statistic, ceea ce reprezintă un element important al lucrării de doctorat. Obiectivele de cercetare la nivelul etapei de formare au constat în elaborarea proiectului strategic de valorificare a parteneriatului educațional. Acesta a avut și o denumire interesantă, cu micul mare spre socializare prin programele formative pentru cadre didactice din învățământul preșcolar, dar foarte interesant și pentru părinți, dar și pentru preșcolari. Un alt obiectiv a constat în eficientizarea socializării preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional dintre credință și familie. În cadrul etapei de control au fost urmărite obiectivele, cum ar fi determinarea progreselor înregistrate în eficientizarea socializării preșcolarilor, dar și implementarea valorilor experimentale, cadrul experimental, puncte la punct experimental și de control. Se remarcă de asemenea numărul mare de preșcolari care au participat în studiu.
La finalul tezei sunt formulate concluziile care implicează ne sintetizat rezultatele finale ale cercetării. De asemenea, sunt oferite o serie de recomandări privind valorificarea metodologiei de dezvoltare a socializării preșcolarilor prin parteneriatul educațional în activitatea profesională, dar și în elaborarea lucrărilor metodice a ghidurilor metodologice. Pentru a elabora această teză, autoarea a folosit o bibliografie cuprinzătoare, care include referințe variate. Se constată un număr de 206 surse bibliografice, ceea ce indică o activitate de documentare științifică susținută, de consultarea unui literatur de specialitate de actualitate. Bibliografia consultată cuprinde lucrări reprezentative din domeniul științelor educației, sociologiei și psihologiei. De asemenea, constatăm și anexe foarte bine elaborate. De exemplu, în anexele 1, 13 și 15 se observă mai multe anexe statice. În anexa 4 este inclusă fișa de observare a supervizării preșcolare. Foarte important pentru demararea altor cercetări. Anexele 5 și 6 integrează schimbul competențelor sociale format pentru părinți și educatori. Deci marcăm că aceste instrumente sunt elaborate atât pentru părinți cât și pentru cadre didactice. Iar în anexele 7 și 8 regăsim chestionarele de identificare a implicării părinților și de valoarea parteneriatului educațional. Am văzut și niște descoperiri 5CE. Anexele 9 și 10 cuprind screening-ul competențelor sociale format pentru părinți și educatori de asemenea. Iar în anexa 12 este descris proiectul strategic de valorificare a parteneriatului educațional cu socializarea preșcolarilor, un model binevenit în practica educațională. Prin urmare, teza de doctor în științele educației, socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional credință familie, sub conducerea științifică a doamnei conferențiară universitară abilitată antocidiană, corespunde exigențelor în vigoare ale ANACEP și a școlii doctorale științele educației Universității Pedagogice de Stat Ucraina din Chișinău. Criteriul privind structurarea tezei este integral îndeplinit, deoarece sunt limitate coordonate științifice și metodologice de bază. Criteriul privind soluțiile originale incluse în teză este integral îndeplinit, pentru că este elaborat un model pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional cu credință familie. Prin urmare, considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru conferirea titlului științific de doctor în științele educației. Vă mulțumesc foarte mult! Da, și noi vă mulțumim dumneavoastră pentru referințe detaliate și cu plăcere vă salutăm și vă mai invităm și la următoarele susțineri. Vă mulțumesc și apreciez foarte mult și cadrul. Mi-a plăcut foarte mult sala de acolo și căldura să plătească. Noi vă invităm da. Și fizic. Da. Mi-a plăcut să fiu și acolo, dar este mai greu. Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor, și succes în continuare. Vă mulțumesc frumos, doamna doctor conferențiar universitar Mânță Liliana, pentru întreg suportul dumneavoastră acordat pe durata întregii mele profesionale și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Și dumneavoastră felicitări. Da, mulțumim. Vă ofer cuvântul domnul profesor Panico Vasile. Mulțumesc, doamna președinte. Poftim, treceți, ne filmează, să vă vadă la cu domnul profesor, așa. Respectăm procedura. Deci, conform procedurii, de clienți oficiali dau citire. Trebuie să dau știri în referință dumneavoastră. Detalizări, comentarii, da, vă rog. Ce și noi pentru mine caracteri. Eu știu, de asta m-am preîntâmpinat. Așa, poftim. Și, stimată doamnă președinte, stimată doamnă conducător științific, pretendentă, mamă. Referință și mamă care le trăiești. Și soț. Așa e. Deci eu, nu să mă strebe să nu repet un lucru, toate că a zis dumneavoastră că nu te atât de bine. Socializarea este un factor primordial în formare, în dezvoltarea personalității umane. Mai sunt șapte factori. E clar că este o relație foarte strânsă dintre socializare și educație, însă nu sunt identici, cu toate că la unul tot noi găsim această limitate. Ceva unic. Rezultatul socializării personalității constituie conștiință și comportare formată și dezvoltată.
Socializarea personalității constituie în două componente din sufletul legate între ele, care permanent relaționează influența mediului socio-uman asupra personalității copil și asta chiar și înainte de a se naște copil, nu știm că educația se începe cu mult înainte. Și încătrarea nemijlocită a personalității în sistemul de activități și atitudini socio-umane. Prin intermediul care omul, copilul, influențează asupra mediului social. De la început de studii în curs, că asta este familia, credință, școală, etc., etc. Relația sau raportul din bază socializării, inclusiv și a educației, constituie interacțiunea între personalitate și mediul social, socio-uman. Noi acest lucru destul de bine vedem în teză, oferită de doamna Andrășiuc, eu o să numesc ea TikTok, Andrășiuc, Vasilic, și-am făcut și-o peșală acolo, scriind aceste lucruri. Ce? Sau care este actualitatea? Poate fi actualitatea practică și soluționează niște mijloace practice și nu nevoie de cercetare. Studiind actualitatea tezii de doctor știință, noi vedem o actualitate tehnică și amplă, unde se observă actualitatea științifică și activitatea practică. Deci, bine, expus și a fost expus. Socializarea personalității copilului este obiectiv strategic al societății contemporane. Și unde obiectivele generale ale învățământului filă și orice treabă. E un lucru firesc. Aceasta este o problemă veșnică care permanent necesită studiere, fiindcă mediul socio-uman, economic, cultural, toate vremele se schimbă și necesită unei concretizări. A doua. Analizând sursele științific și acest lucru noi în teza, consult tezii, analizând sursele științific și demonstră că problematica și specificul proiectării și organizării activităților în cadrul parteneriatului educațional, grădință familiei, privind socializarea școlară, este mai puțin examinată în sursele științifice. Este un lucru firesc. Deci nu este o, nu găsim o lucrare, așa spun noi, care ar pune un anumit punct, pe punctul și anumit, urmează și alte puncte. Și aceasta este actualitatea științifică. Din actualitate reiese, nu că toată problema, problema de cercetare. A fost denumit, eu o să repet, care sunt criteriile pedagogice, teoretico-aplicative ale socializării preșcolarilor, până la asigurarea funcționalității procesului de organizare și realizare parteneriatului educațional între dinții și familie. Însă, în primul capitol, foarte bine a evidențiat acele repere teoretice care stau sau care ar soluționa problema formulată. Este o legătură bine determinată între problema de cercetare și momentul formulat de doamna Andrășiuc. Clar și am pus aceste întrebări într-o măsură în care să ne activizăm, etc. Scopul, obiectivul și metodologia cercetării relaționează. Nu pur și simplu a fost determinat scopul ca să-i formulat, sau obiectul cercetare, sau metodologie. Dacă teorie, coborând teorie, chestiune, dar metodologia deviază, e clar că rezultatele vor fi neobiective. Aici, în această teză, este foarte bine conturat aceste relații. Capitolul 1. Fundamente pedagogice psihologice ale socializării preșcolare. Eu am spus, nu vedeți să trec un lucru, să nu se repete. Sunt analizate mai multe viziuni ale conceptului socializare. Relații între socializare și educație, mecanismele și condiții socializării personalității și un sistem de teorii care reflectă dezvoltarea copilului. Fără aceasta, este imposibil de, iarăși, de a elabora acele tipuri de activități pentru preșcola, pentru părinți, pentru cadrele didactice. În tabelul 1.1, pagina 27, sunt evidențiate diferite
definiție a conceptului de socializare. Este un lucru firesc, unde sunt diferite, nu știu, pot fi unice. Pentru că nu toți oamenii gândesc în același mod. Doamna Andrșiuc descrie și analizează specific socializării copilului de vârstă preșcolară, care și-a stat la față, nu numai comandă socială, ce înaintea societatea, cum trebuie să fie om, cum trebuie să fie copil, pentru că în unele cazuri societatea nu mai oferă niște acțiuni și sau mai bine, și influențe, planificări, și de care pot ca greș. Asta a fost de când de antichitate. Și toate regimurile sociale care au fost, nu au fost toate eficiente. Nu au fost eficiente. În socializare ne mijloșim, ne bazăm pe ce este prezent, determinismul unitar. Biogenetic și psihic. Asta este un lucru destul de puternic realizat de către doamna Vasile. În baza studiului teoretic și el aplicativ ce am făcut, însă a predefinit conceptul de socializare. Și dau știri. Socializarea reprezintă un proces dinamic, integr, orientat spre adaptarea subiectului la schimbările și solicitările societății contemporane, prin cooperarea acțiunii educaționale axată pe dezvoltarea afectivității, și dacă nu era primul cuvânt acest spus, eu am vrut să fac o mică observație, pentru că am făcut-o, pentru că orice acțiune este însoțită de afectivitate, emoții și sentimente. Sentimentele ca emoții speroare, afectivității, cunoștințelor, comprehensii la reguli, comunicării, relaționării sociale, comportamentul prosocial. E clar că, de o definiție, nu poate să includă în sine toate componentele. Însă s-a bazat pe cei componente fundamentale. Că din anumite componente pe care, inductivă, noi oferim această definiție. Capitolul 2. Repere conceptual și metodologie apartenentă educațională credință familie. Uitați capitolul întâi cum a fost numit. Fundamente pedagogice și psihologice socializării. A doilea capitol se referă la repere conceptual și metodologie apartenentă educațională. Pentru că el este mai mult de acum, prin acest factor, noi contribuim la dezvoltarea socializării personalității. Acest capitol este consacrat în citării și analizării pierilor conceptuale și metodologice a parteneriatului credinței familiei, metodologie evaluării socializării și a parteneriatului educațional și elaborării modelului pedagogic. Că este bine că elaborăm și modelul de parteneriat. E clar că acest model nu înseamnă că este veșnic, el se va schimba, este un lucru firesc, însă modelul pedagogic de socializare este bine construit, este component, este un model teoretic aplicativ, care relaționează nu numai la teorie, la componenta aplicativă și invers. În tabelul 2.1 sunt reflectate mai multe abordări științifice în conceptualizarea parteneriatului educațional. Ce am vorbit să mai vedem? Asta e chestia la pagina 50. Studiul analitic sintetic i-a permis doamnei Andrșiuc să elaboreze modelul structural la parteneriatul, referitor la acest lucru, și a scos în evidență faptul de a include în structura parteneriatului educațional următoarele componente, cum le denumesc, comunicarea, creativitatea, etc. Din zăscu, scos în evidență aceste șase componente care sunt făcute, ele sunt de bază, sau formează pilon. În metodologia evaluării, socializării și a parteneriatului, ca măsurat, acesta și-a dat așa întrebare, nivelul socializare și cum acest parteneriat, în ce măsură el este eficient. Două componente de bază. Eu ar zice aici că anume acel chestionar care reflectă în sine destul de amplu, sau spune bine, sau foarte bine,
componenta aplicativă a modelului este, reprezintă o valoare practică destul de înaltă. Și însăși cheia de prelucrare și interpretare a rezultatelor obținute. Și sublinez aici chestionarul și fișa de observare a socializării preșcolară propuse de pretendent au fost validate teoretic și experimental. Cele expuse mai sus reprezintă un element de bază a valorii aplicative a cercetării. Nu am să repet referitor mai departe despre modelul teoretic care cuprinde, încă o dată, să mă repetă și componenta teoriei, de ce e practică, că acest model, clar, nu putea să includă toate principiile. Este un lucru firesc. Este un lucru firesc. Începând cu principiul individualizării, ce e prânză, aceste principii evidențiate, aceste principii sunt noi joacă, în ghilimele spun cuvântul joacă, adică ele sunt funcționale în realizarea experimentului psihopedagogic. Este foarte bine, și am încercat, în măsura posibilităților mele, să analizez acele tipuri program sau tipuri de activități pentru cadre didactice, pentru părinți, pentru copii. Să vedem în ce măsură, dacă eu pot să elaborez un program pentru părinți, altul pentru copii, altul pentru cadre didactice, să nu reacționez, să nu dă efect. Programul acesta este un program, zice în așa de parte, bine conturat și a demonstrat eficacitatea lui, care a contribuit la nivel sporirea benefică a nivelul de socializare și aparteneriatului să fie ce? Iarăși acceptat atitudinal de către părinți, de către și institutul cadre de acție. Capitolul 3. Studiul experimental al socializării preșcolare în contextul valorificării parteneriatului educațional. Este un capitol foarte important. Toate datele sunt prezentate, nu numai tabele, dar și adecvate diagrame. Pretendenta posedă competență în acest lucru și anumă și ceva și mai înainte. Am întrebări destul de înalte de a analiza sistemic rezultatele experimentale. Cele de constatare în raport cu cele de control sau cele funcționale. Eu chiar și aici am semnat. Doamna Vasilică. Virtoc posedă competențe bine formate în analiza și sinteza datelor sau faptului experimentale. Experimentul de control a demonstrat nu numai programul sau programul pentru copii și dar a demonstrat că aceste programe corelează componenta teoretică. Câteva momente la semnificația teoretică a cercetării. Vedeți, e scris aici că conceptualizarea științifică a socializării. Poate aici mai modestă, e conceptualizarea. Însă și faptul acesta. Da, de conceptualizare. Aparteneriatul educațional. Interpretarea, științifică a funcționalității legității. Iar am dat întrebare. În asta se evidenția, nu mă așteptam cu leacă, n-am formulare răspunsului, dar și așa au fost foarte bine. Deci, legității, asigurării socializării preșcolare prin valorificarea aparteneriatului educațional. Fundamentare teoretică, cineva a spus, mi se pare doamna Jugară mai înainte, a expus fundamentarea teoretică a modelului de socializare a preșcolarii prin valorificarea parteneriatului. Educațional permisă familie. Ei și altele. Eu am zis că semnificația teoretică a cercetării este destul de amplă, putea să fie și mai lărgită în măsoră care, însă, modestie să vedem cum e permis. Valoare aplicativă a cercetării se profilează din elucidarea condițiilor psihopedagogice implementare și validarea experimentală a modelului de socializare, elaborarea proiectului, strategii de valorificare, și acest lucru am spus mai înainte, pot fi
iar doamna Colucar, sau și acolo a spus, sau dumneavoastră a spus referitor ca să imiteze o două lucrări la teoretică la tehnică, care într-adevăr vor fi niște lucrări valorice pentru cadrele didactice și pentru părinți. Și pentru părinți. Da, da, și pentru părinți. Și aceasta este foarte important și o parte, fiindcă cadre didactice, în special părinții, 90% nu sunt cadre, nu sunt pedagogi, ei vor avea acest sprijin. Și la ei se va trezi acelești motivi, acel interes de a participa în acest parteneriat care dă un efect pozitiv pentru dezvoltarea educării copiilor. Fișa, încă o dată repet, de observare a socializării preșcolarilor, care la drept vorbim tot, e accesibilă, hai să nu spunem 100%, dar iarăși undeva vreo 90%. Chestionar de evaluare a parteneriatului educațional. În baza conținutului și rezumatului tezei, facem următoarele concluzii. S-a zis că are publicații multe, asta este foarte mult. Tema tezei doctorului în Institutul Socializarea preșcolarului în contextul parteneriatului educațional de stabilire este actual din punct de vedere științific și practic. Poate fi științific, noi. Și corespunde specialității teoriei generale de clase. Activitatea cercetare teoretică și practică a fost concentrată spre identificarea fundamentelor teoretice, elaborarea și validarea experimentală a modelului pedagogic de socializare preșcolară prin valorificarea parteneriatului educațional credință familie, în care componenta teoretică și aplicativă relaționează în mod deplin. Particularitățile parteneriatului educațional credință familie și a socializării preșcolare identificate de doamna Birtoc, sunt valorice pentru știință și practică educațională. Prezintă valoare practică majoră, instrumentele de evaluare a socializării, fișa de observare a socializării preșcolare și a parteneriatului educațional, chestionarul de evaluare a parteneriatului educațional, instrumentarul diagnostic elaborat de pretendent. Și este recomandabil acest instrumentarul pentru specialiști în domeniul științelor educației, științelor psihologice, inclusiv și pentru cadre didactice din instituțiile de învățământ general și studenți. Studiul realizat și descris în prezenta lucrare deschide unele perspective pentru investigații teoretice și practice ulterioare, cu privire la identificarea noilor conținuturi, structurarea de socializare, că dacă e altă vârstă și ceva se schimbă, e un interes, și nu mai vârstă, dar și societatea schimbă, elaborarea instrumentelor pentru evaluarea socializării realizate pe intermediul pasional. Concluzii generale sunt corect formulate științific și demonstrează aportul personal al doamnei Vasilică în realizarea studiului teoretic și practic. Și acest lucru a fost dovadă nu numai teza, dar și modul de a răspunde la întrebările care le-am adresat, un destul de liber. Dar am formulat unele întrebări de clarificare care au fost expuse mai înainte. Și eu cred că nu trebuie mai. Nu, dacă au fost puse întrebări, dacă aveți acum întrebări, dar care nu le-ați pus în întrebări. Da, au fost puse și deci am primit răspunsuri. În concluzie, menționez, teza elaborată de doamna Birtoc Andrășiu Pasilică corespunde exigențelor stabilite și merită să-i se conferi titlul științific de doctor în știință educație, specialitatea teoriei generale educației. Mulțumesc și succesul pe noastră. Și noi vă mulțumim, domnul profesor. Succes și că ați făcut două teze. Puteți să răscut în perioada aceasta, da? Da. Două teze, două diplome, doamne. A avut susținere. Mulțumesc frumos, domnule profesorul la Universitat, doctor, pentru întreg suportul dumneavoastră oferit. Și lucrările dumneavoastră referitoare la metodologia cercetării au fost baza pentru elaborarea cercetării noastre și apreciem și vă mulțumim pentru că ne dați resurse așa de valoroase din experiența dumneavoastră. Mulțumesc mult! Da. Ofer cuvântul doamnei Muslitski Valentina, doctor conferențiar universitar. Poftim doamna Muslitski. Mulțumesc!
mult, doamnă președintă, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, onorată asistență, prezint referatul de analiză a tezei de doctor în știința de educație, elaborată de Vasilica Virtoca Ambrasciuc, cu titlul Socializarea preșcolarilor în contextul parteneriatului educațional grădiniță-familie la specialitatea 531.01 de Teoria Generală a Educației, care scoate în evidență o cercetare de actualitate ce vizează soluționarea unei probleme stringente atât pentru științele educației, cât și pentru societatea contemporană. Evaluarea tezei de doctor în științele educației, elaborată de Vasilica Virtoca Ambrasciuc, s-a realizat prin prisma următoarelor criterii. Noutatea și originalitatea lucrării. Caracterul inovativ al lucrării este susținut de elaborarea modelului teoretic al socializării, definirea în accepțiune proprie a conceptelor socializare și parteneriat educațional, elaborarea modelului structural al parteneriatului educațional, determinarea legitimității asigurării eficienței socializării preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional, elaborarea și validarea instrumentelor de evaluare a nivelului de realizare a parteneriatului educațional și a socializării preșcolarilor. Apreciem la nivel înalt noutatea și originalitatea rezultatelor obținute, ce sunt obiectivate de fundamentarea teoretică și praxeologică a modelului pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional grădiniță-familie, construct ideatic ce reflectă interconexiunea dinamică și sinergică dintre varii componente. Originalitatea și unicitatea investigației derivă din elaborarea, implementarea și validarea proiectului strategic de valorificare a parteneriatului educațional prin socializarea preșcolarilor, care, oferind un ansamblu de elemente interconectate, asigură cooperării dintre partenerii educaționali, caracter complex, exhaustiv, sistemic, integral, astfel favorizând progresul socializării copiilor de vârstă preșcolară. Considerăm că meritul autoarei la specialitatea 531.01, Teoria Generală a Educației, este acela de a fi generat valori reprezentative printre care nominalizăm legitimitatea asigurării eficienței socializării preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional, modelul pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea respectivului parteneriat, chestionarul de evaluare a parteneriatului educațional, proiectul strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor, prin care investigația realizată de doamna Vasilica Virtoca Ambrasciuc își definește identitatea științifică. 2. Suportul metodologic al lucrării. Autoarea expune actualitatea temei, descrie situația în domeniul cercetării, precizează contradicțiile care au conturat problema de cercetare, evidențiază necesitatea soluționării respectivei probleme. Aparatul științific categorial este raliat la temă, componentele acestuia orientând spre coordonatele și nuanțele autentice ale investigației realizate de doamna Vasilica Virtoca Ambrasciuc. Alegerea și argumentarea metodologiei cercetării este realizată în corelație logică cu obiectivele cercetării, autoarea justificând sintetic îmbinarea metodelor de cercetare care se confere veridicitate rezultatelor atestate în cadrul investigației, analiză, sinteză, comparație, generalizare, observație, chestionare, testare, etc. Este salutabil faptul că autoarea descrie în lucrare procedura de elaborare și validare a chestionarului de evaluare a parteneriatului educațional, de validarea fișei de observare a socializării preșcolarilor, aspecte ce conferă credibilitatea intervențiilor realizate în cadrul cercetării. Considerăm că ideile, soluțiile valorificate în cercetare de către Vasilica Ambrasciuc sunt pertinente și relevante probleme investigației, iar prelucrarea și interpretarea datelor experimentale este expusă corect, coerent, într-un limbaj științific clar și precis. 3. Relevanța științifică a rezultatelor. În vederea asigurării fundamentării teoretice a lucrării, autoarea realizează o multitudine de acțiuni menite să contureze cadrul complex al cercetării realizate. Definește conceptul de socializare în accepțiunea diverșilor autori, atât străini cât și autohtoni. Relevă ideile cercetătorilor privind abordarea socializării din perspectivă pedagogică, psihologică, sociologică.
elucidează teoriile cu referire la mecanismele și condițiile socializării personalității, scoate în relief specificul socializării copiilor de vârstă preșcolară. Relevanța științifică a rezultatelor derivă din elucidarea reperilor teoretico-praxiologice ale parteneriatului educațional grădiniță-familie, iar în acest sens, autoarea clarifică dimensiunile parteneriatului educațional, elaborează modelul structural al parteneriatului educațional, precizează contextele relevante evaluării și realizării eficiente a parteneriatului educațional. Precum spuneam anterior, prezintă interes deosebit instrumentele de evaluare elaborate și validate de autoare în cadrul cercetării. Relevant este faptul că autoarea scoate în evidență necesitatea abordării holistice a socializării copilului printr-o manieră complexă, integrată într-un sistem multidimensional, prin asigurarea corelației dintre parteneriatul educațional și socializarea preșcolarilor prin prisma celor trei dimensiuni ale socializării, cognitiv-comportamental, afectiv-volitivă, comunicativ-socială, dar și a celor șase componente definitorii ale parteneriatului educațional. Comunicare, conformitate, creativitate, coerență, coeziune, eficiență. Prezintă interes științific înalt modelul pedagogic de socializare a preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional de grădiniță-familie, care cuprinde elemente definitorii, scop, principii, mediul educațional, subiecți implicați în socializare, legitimitatea asigurării eficienței socializării prin valorificarea parteneriatului educațional, proiectul strategic de valorificare a respectivului parteneriat pentru socializarea preșcolarilor și, nu în ultimul rând, finalitatea care vizează asigurarea evoluției socializării preșcolarilor. Apreciem la nivel înalt faptul că proiectul strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor a cuprins atâtea activități realizate preponderent pentru anumiți beneficiari, atât părinți, cât și cadre didactice, axate pe formarea competențelor parentale și profesionale ale acestora, dar, în egală măsură, a inclus și activități comune dintre partenerii educaționali, orientate spre fortificarea cooperării cu problema optimizării socializării preșcolarilor. În acest sens, demersul experimental elucidează valoarea parteneriatului grădiniță-familie în realizarea continuității intervențiilor agenților educaționali în vederea asigurării progresului socializării preșcolarilor, materializat prin diversitatea formelor relevante de parteneriat. Masă rotundă, lectorat, consultații individuale și seminare, ateliere, etc. Astfel, într-o manieră originală, autoarea a realizat o cercetare cu pronunțat caracter aplicativ, inclusiv în baza experienței sale profesionale. Concluziile generale ce atestă preocuparea autoarei de a relieva aportul personal în soluționarea problemei științifice importante, sintetizează valorile cercetării realizate. Recomandările oferite sunt valoroase pentru vari beneficiari, cercetători, cadre didactice din învățământul general, psihopedagogi, actuali și viitori specialiști în științele educației, psihologi din sistemul educațional, părinți, interesați de implicarea în asigurarea progresului socializării preșcolarilor prin valorificarea parteneriatului educațional în grădiniță-familie. Rezultatele științifice sunt relevante prin originalitatea și aplicativitatea lor, iar intervenția realizată de doamna Vasilica Bertoc-Andrasciu deschide noi perspective de cercetare. Considerăm că sunt valorice anexele lucrării, ce conțin materiale prețioase ce pot fi utilizate de către agenții educaționali preocupați de evaluare și eficientizarea parteneriatului educațional, asigurarea contextelor definitorii socializării copiilor de vârstă preșcolară. 4. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Stilul textului este de o manieră analitico-descriptivă și se încadrează în registrul de comunicare științifică. Limbajul aplicat în redarea textului științific al tezei, dar și al rezumatelor, este coerent, explicit și corespunde în mare parte cerințelor lingvistice, cu excepția unor inadvertențe de ordin gramatical, ce recomandăm a fi excluse în publicarea rezultatelor cercetării în cadrul unei monografii, fapt care va aduce plus valoare investigației autentice realizate de Vasilica Bertoc-Andrasciu în științele educației. Apreciem eforturile autoare de a sintetiza ideile relevante
Rezultatele atestate în cercetare încadă la 44 de figuri și 41 de tabele, fapt ce atestă deținerea competenței digitale, dar și dovada unei competențe ce capătă amploare actualmente, design thinking, care evidențiază cercetătorul contemporan reflexiv, deschis noului, implicat într-un proces complex de ideație. În acest sens, evidențiem aspectul grafic laborios al lucrării și al rezumatelor tezii care corespunde standardelor în vigoare. 5. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Lucrarea este realizată cu responsabilitate, seriozitate. Autoarea s-a condus după principiile eticii cercetării. Rezultatele propuse în cadrul investigației sunt originale, descrise clar, explicit, elocvent și oferă răspunsuri complexe la problema de cercetare. Merită menționat faptul că doamna Viorica Bertuc Andrasciu a utilizat un număr semnificativ de surse bibliografice care sunt variate, conțin referințe recente, inclusiv publicațiile autoarei la tema cercetată. Se atestă în textul științific corectitudinea descrierii referințelor, a citărilor, bibliografia este relevantă, studiul realizat. 6. Publicarea în ediții științifice și prezentarea la conferințe științifice. Rezultatele științifice atestate de autoare în cadrul investigației sunt reflectate consistent în publicațiile autoare, punderea acestora fiind asigurată de 21 de lucrări științifice, al căror conținut este în concordanță cu tema tezei, care corelează totalmente cu direcțiile prioritare de cercetare, dezvoltare ale țării și cu tendințele științei mondiale. Publicațiile autoare reflectă rezultatele investigației codificate în două articole în reviste din bazele de date acceptate de către ANACEM, și 4 articole în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil, incluse de asemenea în lista bazelor de date acceptate de către ANACEM, și totodată 15 articole ce vizează culegeri ale materialelor de la Forum Științifice Naționale și Internaționale. Apreciem în acest sens aprobarea rezultatelor cercetării care s-a realizat în cadrul varilor simpozioane, conferințe științifice internaționale, naționale, cu participare internațională, desfășurate atât în țară, cât și peste hotarele Republicii Moldova, România, Ucraina, Franța. Lista integrală a publicațiilor autoare este prezentată în rezumatele în limba română și engleză ale tezei de doctorat, elaborate de către doamna Vasilica Bertuc Andrasciu, ce relevă conținutul tezei, prezintă sinteza unei lucrări groase elaborate, care vizează soluționarea unei probleme stringente pentru științele educației. Un alt aspect inclus în cadrul referatului vizează întrebări și sugestii. Analiza lucrării a provocat apariția unor aspecte ce necesită concretizare, care nu afectează pe ansamblu valoarea investigației realizate și le voi da citire, dat fiind faptul că acestea nu au fost expuse la prima etapă ale respectivei ședințe. În conținutul lucrării și a rezumatelor se utilizează doi termeni: cooperare și colaborare. De exemplu, în rezumatul în limba română al tezei de doctor se specifică la pagina 12. Prin colaborarea părinților cu grădinița, aceștia pot completa, sprijini și dezvolta personalitatea copilului. Și tot la aceeași pagină, parteneriatul educațional asigură cooperarea partenerilor și creează o stare de siguranță și confort. Întrebare. Există diferențe dintre cele două noțiuni, colaborare și colaborare, cooperare și colaborare, sau le aplicați în relație de sinonimie? Argumentați ideea sau ideile pentru care optați. 2. Poți le dau da, nu. Dați-i una. Întrebare să răspundeți. Bine, doamne. Vă rog. Da. Vă mulțumesc pentru întrebare, doamna conferențiar universitar doctor. Dicționarul explicativ al limbii române oferă, evidențiază relația de sinonimie dintre cei doi termeni și oferă pentru conceptul de colaborare termen de sinonime ca co-lucrare, cooperare și chiar cooperație, ceea ce evidențiază acțiunea de a colabora și rezultatul ei. Analizând această definiție a dicționarului explicativ al limbii române, putem accepta ca termen de sinonimie
Dar, de asemenea, literatura de specialitate ne oferă posibilitatea de a evidenția faptul că în cadrul cercetării diferențele celor două concepte chiar există și pot să dau un exemplu elocvent din punctul acesta de vedere al doamnei Caterina Vrăjmaș, care specifică faptul că colaborarea este acțiunea comună în care părțile partenere sau partenerii au roluri diferite, iar cooperarea vizează acțiunea comună, iar partenerii au relație de rol comun, interrelaționează și au roluri comune. Ori în cadrul proiectului strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor, cu mic, cu mare, spre socializare, am pus accent pe prioritar pe cooperarea actanților educaționali pentru socializarea preșcolarilor, pentru progresul socializării preșcolarilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Da. Doi! A răspuns corect, da? Exact! Vă mulțumim și continuăm cu întrebarea 2. A doua întrebare vizează următorul aspect. Cooperarea dintre parteneri reprezintă, așa precum ați specificat și în răspunsul dumneavoastră, elementul definitoriu al parteneriatului educațional, ce asigură soluționarea eficientă a unei probleme de interes comun, aspect precizat elocvent de autoare în definiția proprie a conceptului de parteneriat educațional, prezentată la pagina 87 în cadrul cărții și la pagina 25 în rezumatul tezei de doctor în științe ale educației. Cu toate acestea, respectivul aspect, cooperarea, nu este inclus în mod direct în chestionarul de evaluare a parteneriatului educațional, alături de componentele, comunicare, conformitate, creativitate, coerență, coeziune, eficiență. Care sunt argumentele dumneavoastră care explică respectivele diferențe? În instrumentul elaborat de dumneavoastră, se identifică afirmații care pot fi atribuite cooperării partenerilor educaționali? Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru întrebare. Da, suntem și noi de acord cu ideea faptului că cooperarea nu se regăsește printre cele 6 componente ale instrumentului creat de noi în mod direct, dar indirect această componentă se regăsește la alte componente, de exemplu la componenta coeziune sau a componentei eficienței. Și aici aș putea să exprim un exemplu de item din chestionar care relevă acest aspect. De exemplu, la itemul 31, unde se specifică faptul că agreez compania participanților în cadrul parteneriatului pentru că simt că pot împărtăși propriile experiențe fără să fiu judecată sau judecat. Deci cooperarea cumva intervine aici chiar pentru componenta coeziunii. Sau, de exemplu, la itemul 35, propun să discutăm alternative care permit copiilor, părinților, cadrelor didactice să negocieze sau să rezolve diferite conflicte care pot să apară de împărțirea sarcinilor sau de calitatea executării acestor sarcini. Și atunci, în cadrul componentei eficiență, se regăsește în mod indirect cooperarea. Vă mulțumesc pentru răspunsul elocvent. Și 3. Apreciem diversitatea formelor de parteneriat, credință, familie, implementate în cadrul proiectului strategic de valorificare a parteneriatului educațional pentru socializarea preșcolarilor, peste rotunde, ateliere de lucru, seminare, consultații, training-uri. Dar întrebarea este, care au fost criteriile în conformitate cu care ați selectat respectivele forme de parteneriat și tematica acestora? Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu frumos pentru această întrebare. Desigur că am utilizat mai multe criterii, dacă pot să le numesc așa, în ceea ce privește diversitatea formelor de organizare și tematica specificată în cadrul proiectului.
pot să numesc că poate principalul a fost centrarea pe necesitățile și pe nevoile partenerilor. Adică e foarte important să știu care este nevoia părților partenere, astfel încât să pot să fac proiectul în așa măsură încât să fie benefic celor care se implică în proiect. De asemenea, datele experimentale obținute în cadrul experimentului din etapa de constatare ne-a permis să valorificăm diversitatea formelor de organizare și tematica acestora. De asemenea, aș putea să mai precizez și criteriul flexibilității de a modifica anumite aspecte pentru a valorifica nevoia și necesitatea părților partenere. Un alt criteriu aș putea specifica faptul că am valorificat valorile epistemiologice ale cercetărilor. Adică în literatura de specialitate regăsim savanți care au fost preocupați de diversitatea acestor forme de cooperare pe care noi le-am sustrat ca cele mai profunde, potrivite pentru proiectul nostru, dar și de asemenea ralierea la documentele de politici educaționale naționale și internaționale unde regăsim aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult, întrebări nu mai am. Da. Vin doar cu concluzia privind de corespunderea tezei titlului științific solicitat și precizez faptul că prin actualitatea temei, originalitatea abordării investigației și a modului de a soluționa eficient problema științifică tratată, valorile teoretice și praxeologice elaborate, lucrarea doamnei Vasilica Bertoc-Andrasciuc oferă soluții viabile, definitorii asigurării progresului socializării preșcolarilor prin intermediul valorificării parteneriatului educațional grădiniță-familie, fapt ce ne determină să concluzionăm că doamna Vasilica Bertoc-Andrasciuc merită conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației pe dimensiunea specialității 531.01 Teoria Generală a Educației. Felicit candidata la conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației pentru prestația de astăzi. De asemenea, felicit atât autoarea cât și conducătorul științific pentru eforturile depuse în elaborarea unei lucrări în conformitate cu rigorile reglementare și vă doresc succes în orice activitate realizată cu obligația. Mulțumesc mult! Da, și noi vă mulțumim! Vă mulțumesc și mult, doamnă conferențială universitară doctor, pentru tot sprijinul acordat. Sursele dumneavoastră bibliografice, în special ghidul, a fost literă de lege în cercetarea aceasta și a fost un sprijin real și vă mulțumesc foarte mult pentru succes! Mulțumesc! Mulțumim. Deci, conform procedurii, voi prezenta și eu raportul de referință la această teză. Urmează, de fapt, pe urmă întrebări, dar noi deja cu întrebări le-am epuizat, probabil, că nu mai este. Exact. Așa. Să-mi iau și eu pahar cu apă. Onorați referenți oficial, stimați doamna doctor habilitat conferențiar universitar conducător științific și pretendent de la titlul științific de doctor în știința educației, doamna Bertoc Andrasciuc Vasilica. Voi încerca și eu să prezint, am o referință mai mare, dar o să o prezint după criteriile care sunt înaintate în regulamentul de atribuire a calificativelor doctoranților pretendenți la titlul științific. Dumneavoastră deja ați argumentat, noutatea și originalitatea științifică acestei cercetări, au menționat referințe oficial că cercetarea abordează o problematică de importanță majoră și de actualitate. La fel, aș vrea să apreciez că merită aprecierii corectitudinea formulării aparatului științific, rezultatul concepției cercetării e structurat corect prin componentele sale, problemă, scop, obiective, rezultate teoretice și aplicative, fiind realizat coerența acestora. Acestea au fost elaborate în corespundere cu cerințele ghidului ANACEC. Lecturarea componentelor aparatului științific cercetării și compararea esențiilor cu conținutul capitolului, a concluziilor de la finele capitolului și a concluziei generale oferă posibilitatea observării traseului strategiei cercetării și atestă logica, adecvanța și coerența acțiunilor, adoptate și valorificate de doctorant cu parcursul întregii de mers investigativ.
Investigația realizată are un caracter amplu, e reflect specificul educației preșcolare, socializarea preșcolară, inclusiv evidențiază aspectul educației familiale, dar și cel al colaborării instituției de învățământ cu familia în contextul socializării preșcolarilor. Cu referire la scopul metodologic al lucrării, aș vrea să menționez că metodologia cercetării corespunde obiectivelor trasate în cercetare și este relevant scopului. O importanță majoră în procesul cercetării și experimentul de formare a subiectului au avut următoarele instrumente pedagogice. După cum ați menționat, fișa de observare a socializării preșcolare și a pretendentului, chestionarul de evaluare, au fost utilizate metode teoretice, metode praxeologice și metode statistice. La fel aș vrea să menționez relevanța științifică a cercetării. Valoarea aplicativă a cercetării se profilează din elucidarea condițiilor pedagogice pentru implementarea și validarea experimentală a modelului. La fel, autoarea a respectat principiile cercetării științifice, o să le nominalizez, numai principiul obiectivării, principiul adevării, principiul demonstrației, principiul utilității, principiul metodic. La fel, aș vrea să menționez, după cum au menționat și vorbitorii, referențe oficiali, că valoarea, așa, chiar n-am vrut să dau citiritate, că semnificația științifică a cercetării, demersul conceptual teoretic, elucidează fundamentarea teoretică privind delimitările conceptuale ale socializării din perspectiva educațională studiate. La fel, aș vrea să menționez că studiind literatura de specialitate au analizat definițiile referitor la conceptele fundamentale a cercetării realizate și autoarea constată că socializarea este un proces dinamic, integru. În urma examinării definițiilor conceptului parteneriat educațional de literatură de specialitate, autoarea a identificat construcția internă a acestei forme de colaborare și în viziunea autoarei, structura parteneriatului este procesuală, presupune cunoștințe, strategii, competențe, aptitudini, convergențe, presupune un management care este bazat pe disponibilitate la schimbare, acceptare diferențelor, comunicare, colaborare și altele. Conform analizei date din literatura științifică, și aici nominalizează autorii Kuznetsov, Muslitsky, Vrăjmaș, Kukoș, Cristian, și a interpretărilor acestea din perspectiva problematică abordată în cercetare, doctorandă constată relevanța includerii în structura parteneriatului a următoarelor componente, ce sunt de comunicare, conformitate, creativitate, coerență, etc. La fel, aș vrea să menționez că reflectă o viziune teoretico-praxeologică originară asupra dezvoltării inteligenței sociale a cadrului didactice, conturat ca urmare a reflexiilor teoretice și practice. La fel, menționez că autoarea a valorificat surse de informare științifică interdisciplinare prin analiza literaturii de specialitate, care explică și dezvoltă o analiză a evoluției istorice, a fundamentului epistemologice, a conținuturilor structurale esențiale, a caracteristicilor prioritare, a inteligenței sociale, a cadrelor didactice. La fel, aș vrea să menționez aspectul, deci, redactarea tezei și conținutul tehnic. Doamna Muslitsky foarte detaliat la acest aspect a caracterizat, că aspect tehnic și realistic al lucrării demonstrează ajustarea textului la cerințele ghidului ANACET, respectarea standardului bibliografici prin trimitere fidele la textele analizate și respectarea cerințelor de prezentare corectă a tabelelor și figurilor. La fel aș vrea să menționez respectarea eticii deontologice. Aici este foarte important acest aspect, deoarece ultima perioadă la ANACET se atestă foarte mult plagiat. În cazul dat, vreau să menționez că deci, prin respectarea eticii cercetătorilor științific este evidentă, prin corectitudinea abordărilor prezentate în text, ideile fiind fondate pe exemple adecvate din practica educației, în acord cu normele etice profesionale, investigația este realizată cu responsabilitate. Autoarea respectă principiile etice profesionale, în cercetare nu se atestă elemente de plagiat.
La fel aici aș vrea să menționez calitatea susținerii publice. Doctoranda a demonstrat că posedă competențe de cercetare prin inovare, că deja ați cercetat o temă care a fost cercetată, dar nu suficient până la momentul actual. Ați, după cum dumneavoastră spuneți că ați definit unele concepte noi, corect trebuie să fie ați redefinit în cercetare, deci cuvântul definit trebuie să fie înlocuit cu redefinit, fiindcă au fost concepte până, dar dumneavoastră ați redefinit conceptele. La fel aș vrea să menționez că a fost spus reconceptualizarea, deci, deci a reconceptualiza în fundamentele teoretice. În rest, vreau să menționez că mi-a plăcut foarte mult calitatea susținerii publici și cum dumneavoastră ați răspuns la întrebări. Întrebări referente au avut foarte multe, au fost întrebări foarte bune, întrebări care vor ajuta dumneavoastră să mai evidențe lucrarea înainte de a o publica și ați demonstrat că, într-adevăr, stăpâniți această lucrare și ați pus suflet în ea, fiindcă ați răspuns la întrebări foarte convingător. La fel, aș vrea să, în temeiul argumentelor prezentate privind demersul cercetării, menționăm că teza de doctor în științe ale educației, socializarea preșcolară în contextul parteneriatului educațional grădiniți și familie, specialitate 531.01 teorie generală educație, realizată de doamna Birtoc Andrășiuc Vasilica, sub conducere științifică a doamnei Antoștiana, doctor habilitată în științe ale educației, doctor în psihologie, conferențiar universitar, corespunde exigențelor în vigoare ale ANACEC și a școlii doctorale științe ale educației din cadrul Universității Pedagogice Întreagă. Este o lucrare finalizată și relevant, teorii și practici educaționale, ce conține suficiente valori teoretice și praxologice, îndeplinind condițiile necesare pentru conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației. La fel vreau să felicit conducătorul științific. Eu am asistat la toate deci, etapele și vreau să zic, sunteți, vă spălați, vă rog, că vă vorbesc, sunteți, fiindcă pe noi ne filmează și toate lucrurile acestea o să mai vadă odată. Vreau să menționez că sunteți foarte harnici, foarte insistente și, într-adevăr, până la sfârșit ați realizat o temă foarte interesantă. Da. Vă doresc succes în continuare, ați avut o colaborare fructuoasă și, până la urmă, ați ieșit cu niște rezultate foarte bune, care au menționat astăzi referență oficială. Și rămân numai onorați referență oficială, conducător științific și pretendenta. Îmi permiteți să dau citire procesului verbal al ședinței Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat cu titlul Socializarea preșcolară în contextul parteneriatului educațional grădiniți familie, autoare Birtoc Andrășiuc Vasilica. Așa, eu să dau citire, așa, locul realizării, componența președintelui deja nu. Calificativul acordat tezei susținute este foarte bine. Titlul științific solicitat pentru conferire doctor în științele educației, domeniul științei sociale și economice, specialitatea 531.01, teorie generală a educației. Rezultatul votării, propunerii de conferire a titlului științific de către membrii Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, pro 6, contra 0. Obținuți nu sunt. La fel, acum o să dau citire decizii Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat privind conferirea titlului științific din 15.09.2023. În temeiul examinării tezei de doctorat, privind noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, redactarea tezei și conținutul tehnic, respectarea eticii și deontologiei profesionale, calitatea susținerii publici, publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice, Comisia de Susținere Publică, aprobată prin ordin numărul 141 din 2 mai 2023, a decis. A conferit titlul științific de doctor în științe ale educației, domeniul științe sociale și economice, doamnei Birtoc Andrășiuc Vasilica, urmarea susținerii tezei de doctorat cu titlul Socializarea preșcolară în contextul parteneriatului educațional grădiniți familii, calificativul obținut foarte bine. A solicitat Senatului Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău aprobarea deciziei Comisiei de Susținere Publică
din data de 15 septembrie 2023, privind conferirea titlului, a transmite demersul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație pentru confirmarea titlului științific. Au semnat președintele Coșocaru Victoria, conducător științific, Antoș Diana, referență oficial, domnul profesor Pancov Vasile, doamna doctor conferințiar Sacaliuc Mina, doamna Mâță Liliana este online, deci probabil că mă aude, și referent oficial, doamna Măslischi Valentina, doctor conferințiar. Vă rog să votăm pentru această decizie, toți sunt pro, vă mulțumesc și îmi permiteți să declar închisă ședința Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat doamnei Birtoc, Vasilica, Andrașiuc Vasilica, și acum vă ofer cuvântul dumneavoastră, deci după ce vorbește dânsa, închideți. Vă mulțumesc, stimată doamnă președintă, pentru decizia care ați luat-o împreună cu toți cei prezenți în sală, referențe oficial și doamna conducător științific. Vă mulțumesc pentru întreg sprijinul profesional pe care mi l-ați acordat pe parcursul acestei formări și apreciez foarte mult experiența și profesionalismul dumneavoastră. Am avut de învățat foarte multe de la fiecare dintre dumneavoastră și o să fie o experiență plăcută pentru mine perioada aceasta în care am făcut drumuri lungi ca să ajung aici și nu pot să nu anunț și suportul familiei pe care l-am primit în demersul acesta, soțului și copilașilor mei iubiți, părinților mei, care m-au susținut necondiționat în acest demers, surorii mele și nepoatelor, Diana și Denisa, nașilor mei Ioan și Irina, care m-au sprijinit, prietenilor, nu știu să-i nominalizez pe toți, Ioan, Delia, Anca, Corina, vă mulțumesc frumos tuturor și bunului Dumnezeu că mi-a dat sănătate să pot să merg înainte și să ajung în acest punct.